Permiteți-mi la început să vă urez tuturor un an nou plin cu de toate cele bune, cu sănătate, cu realizări frumoase și sub acest semn al augurarului, al începutului de an, punem și întâlnirea de astăzi. Suntem fericiți că suntem locuitorii acestor ținuturi, binecuvântate de Dumnezeu și populate cu oameni buni care au preluat de la bunii și străbunii lor un patrimoniu extrem de bogat. Iată, Marea Mureșului este ținutul locuit de Marea Mureșeni, preponderent, dar și de alte populații colocuitoare, de alte minorități, cu care, pe parcursul timpului, maramureșenii au trăit în bune relații, au conviețuit, au relaționat, au dezvoltat un dialog intercultural. Iar întâlnirea noastră de astăzi este dovada acestui dialog. Am pus întâlnirea sub semnul Crăciunului. Crăciunul nou, Crăciunul bătrân, și împreună cu partenerii noștri vom încerca să definim oarecum aceste concepte și totodată să punem bazele unor colaborări. Pentru că suntem, iată, la început de an și trebuie să discutăm și în acest tem. Permiteți-mi la început să vă prezint organizatorii workshopului și partenerii și totodată să le mulțumesc tuturor pentru disponibilitatea de care au dat dovadă. Evenimentul este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare, domeniul studii culturale, specializările etnologie și etnoturism. Așa că salut prezența în mijlocul nostru a domnului prodecan Paul și îl rog să vină aici, Adrian Paul, să vină aici în față, să se alăture nouă. Prefer să stau aici, așa că succes să mulțumesc. Tot din partea Universității este sufletul domeniului nostru, coordonatorul acestui domeniu, doamna Delia Slogan. Tot organizatori din partea Universității, avem două entități, Ansamblul Folcloric Studențesc Nord, care vă va prezenta un mini-concert de colinde, și Cercul de Etnologie și Antropologie Ion Chișter, pentru că, așa cum spuneam, noi avem o deosebită, un deosebit respect pentru predecesorii noștri și, iată, și etnologii băimăreni recunosc această personalitate marcantă care a lăsat însemne în Centrul Universitar Nord Baia Mare și pe cărările bătătorite mergem și noi și urmăm faptele frumoase pe care le-au făcut. Pentru că tema întâlnirii de astăzi este Crăciunul bătrân și nou în perspectivă etnologică, din perspectivă etnologică, evident că am invitat și parteneri din comunitățile românești sau ucrainene, da? Care sărbătoresc și păstrează acest tezaur de tradiții. Îl avem astăzi împreună cu noi pe domnul Ion Mihai Botos, președintele Uniunii Regionale a Regiunilor din Transcarpatia, Dacia, din treapta Tisei. Domnul Botos este un partener mai vechi al Marea Mureșului, este un maramureșan, este prezent la multe dintre activitățile noastre, a fost prezent și la Crăciun în Marea Mureș, de ce nu ar fi și astăzi împreună cu noi în acest workshop. Bună ziua, domnule Botos! În stânga dumnealui este părintele Rahovan, este parohul parohiei Repedia din Marea Mureșul istoric, o comunitate ucraineană, cuțulă, extrem de de puternică, ce conservă foarte bine patrimoniul cultural local și în stânga dumnealui este un colaborator al părintelui și un alt lider comunitar, Vasile Popovici, este directorul Căminului Cultural din Repedia, este președintele
unei asociații a cuțulilor. Împreună, cei doi fac o echipă foarte bună și iată, dezvoltă această comunitate. Noi am avut, de-a lungul timpului, evenimente, chiar proiecte derulate împreună și ne propunem ca și în viitor să continuăm pe această linie. Iar în stânga domnului Vasile Popovici este un reprezentant al autorității locale. Pentru că noi aici, la masa noastră rotundă, așa noi imaginăm, încercăm să dezvoltăm un dialog intercultural și suntem mai mulți actanți din mai multe sfere ale societății. Și autoritățile locale au un rol foarte important. Așa că îi mulțumim domnului consilier județean Mișulec pentru prezența astăzi în mijlocul nostru. Și acum vă propun să intrăm în lucrările întâlnirii de astăzi și voi da cuvântul pentru început doamnei conferențiar universitar Dr. Delia Fiorea. Mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua, m-ați invitați! Bună ziua, dragi studenți și masteranți! Ne bucurăm să fim astăzi cu adevărat într-o masă rotundă, pentru că rotundul nu e doar ceva predefinit, nu? Rotundul e și atunci când mințile se întâlnesc și comunică împreună. Ne-am dorit să fie un atelier de lucru, pentru că ne-am obișnuit să le zicem puțin forțat, englezește, workshop. Dar este un atelier de lucru care și-a propus să răspundă la o întrebare pe care am auzit-o de foarte mulți ani. De ce sărbătorim Crăciunul? Unii o dată, alții altă dată. De ce sărbătorim Paște altfel? Și pentru că fiecare generație are nevoie de astfel de răspunsuri, iată, am considerat că această întâlnire este absolut necesară. Și pentru a putea să răspundem la astfel de întrebări, am adus oameni care știu să vă vorbească despre acest lucru, pentru că noi l-am pus, vă putem da și date istorice și foarte multe elemente, dar cum vin, așa se duc. Într-o discuție de acest tip, într-o discuție liberă, considerăm că lucrurile se fixează mai bine. Este foarte adevărat că întrebări trebuie să existe. Dar trebuie să ne cunoaștem istoria. Trebuie să ne asumăm devenirea noastră pentru a putea să dăm răspunsuri cu adevărat la astfel de întrebări. Negația este prea ușoară. Eu nu vreau să fiu ca celălalt. Și ce este foarte grav când ne punem semnul distant. Eu sunt mai bun decât celălalt. Ei nu, și atunci am ales aceste două concepte, bătrân și nou, pentru a nu face neapărat o diferențiere, ci pentru a înțelege că bătrânul înseamnă rădăcina, că bătrânul înseamnă moștenirea, că bătrânul înseamnă elementul la care trebuie să ne raportăm. Iar noul vine să completeze, vine să ducă mai departe. Nu are nicio funcție de negare. Doar că trebuie să știm cât și ce a rămas din bătrân și cum am pus noi mai departe. Pentru că, din păcate, de multe ori, noi, cei noi, renunțăm la prea multe lucruri bătrâni. Și poate că azi ne vom aminti cu adevărat despre lucrurile bătrâne. Și poate că vom simți cu adevărat nevoia să revenim la ele. Pentru că sărbătoarea nu este un lucru de cheltuială. Ne-am obișnuit să cheltuim foarte multe sărbători. Să cumpărăm cadouri, să facem daruri scumpe, nu? Dar nu asta înseamnă sărbători. Și acel Crăciun bătrân, cu foarte multe elemente de regulă,
de norme pe care noi nu le prea mai avem astăzi, nu? Anulau această gratuitate a sărbătorilor. Trebuie să redescoperim motivația sărbătorilor. Cred că ne-am simțit și noi mai bine, mai ales noi femei, care în seara de Crăciun stăm ca niște ființe terminate și zicem ce bine că am trecut și asta. În loc să ne bucurăm, să fim în extazul sărbătorescului, nu? Facem ceea ce nu trebuie. Și poate că dacă repetăm de mai multe lucruri astea, o să ne intre în minte și până la urmă le și facem. Da, Crăciunul pe stil vechi și Crăciunul pe stil nou, perit vechi, ferit nou, pentru că este o întreagă discuție pe toată această teorie. Sunt lucruri despre care se poate vorbi mult, și teoretic, și aplicativ. O să-i lăsăm pe invitați să o facă, pentru că noi vă ținem prea multe cursuri, da? Dar ce mi-aș dori eu foarte? Să vă puneți toate întrebările și să ni le adresați apoi nouă. Să le adresați invitaților noștri, pentru că noi chiar vrem să creăm niște proiecte în care să vorbim despre sărbătoare și modul în care maramureșenii de peste tot. Pentru că, vedeți, am zis țara Maramureșului. Da? Dar noi când am zis țara Maramureșului, nu ne-am oprit la grani. Poate că cineva o să ne pedepsească. Și ce dacă? Trebuie să fie și oameni curajoși în lumea asta, nu? Nu. Maramureșenii de dincolo sunt maramureșeni. Da? Ei se simt mai maramureșeni decât ne simțim noi de multe ori și atunci trebuie să-i respectăm. Și eu trebuie să recunosc că n-am făcut întotdeauna tot ce trebuia și că puteam să fac mai mult, dar eu am început și asta. Poate că la bătrânețe te apuc așa câte o străfulgerare. Și noroc cu doamna Natalia Lază, care e mai tânără și îmi dă foarte multe involuri. Așadar, vorba lungă să răceau. Să dăm cuvântul invitației. Vă mulțumim. Îmi permiteți, pentru că între timp a ajuns și ultimul partener, al nostru. E dificil să treci Tisa, dar cred că e mult mai dificil să treci granița. În dreapta mea este Maria Labiuc, este masterandă a noastră, alături de fica domnului Botoș, Iliana Botoș. Sunt maramureșenci autentice. Vă rog să admirați cămeșile frumoase pe care le au ambele, și Maria Labiuc și Iliana Botoș, acolo în sală. Le-au recuperat din lada de zestre, sunt convinsă. Și mai mult, și-au asumat această misiune și transmit mai departe acest patrimoniu bogat. Maria a venit împreună cu colindătorii, că doar au venit la colindat copiii, da? Îi vedeți frumos îmbrăcați. Sunteți obosiți? Nu, nu. Am venit aici să sărbătorim cu toți împreună. Vă mulțumim mult că v-ați alăturat nouă și haideți atunci să dăm cuvântul rând pe rând. Vă propun să începem cu domnul Botoș, care va avea extrem de multe să ne spună și în continuare, pentru că părintele Rahovan mai are și alte probleme organizatorice aici la capitală, da? Îi va urma domnului Botoș. Domnule președinte al Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia, Dacia. Președintele, directorul unicului muzeu al românilor din Transcarpatia, muzeu etnografic. Dumnealui mai nou a înființat și Centrul Cultural al Românilor din Transcarpatia printr-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Este o prezență extrem de activă în spațiul românilor din dreapta Tisei. Este un lider al acestei comunități și ne bucurăm că astăzi este aici în prezență. Doamna Natalia Lazăr, mulțumim.
Îmi permit să vorbesc șezând, că cred că avem de vorbit cam mult. Noi am venit astăzi din partea de Atatisi, într-adevăr din Maramureș. Noi considerăm că Maramureșul acolo, în dreapta Tisii, acolo a rămas două timp din Maramureș, din Maramureșul Voivodal, și ne putem să ne bucurăm că astăzi, în Transcarpatia, locuiesc în jur de 50.000 de români. Majoritatea locuiesc compact în zona raionului Teceu și Rahău. În viitor, după reforma administrativă care se prevede anul acesta, toți românii vor face parte dintr-o singură comunitate teritorială, comunitatea Solotina. Poate a dat bunul Dumnezeu să avem mai mari posibilități în ceea ce privește dezvoltarea ca atare a culturii, tradițiilor și obiceiurilor. Dacă am luat și ne-am gândit ceea ce s-a întâmplat în partea de Atatisi, din Maramureșul, din Transcarpatia și partea stângă, este o diferență foarte mare și nici într-un caz nu se poate de comparat cu posibilitățile care le-au avut maramureșanii din stânga Tisii sau maramureșanii din partea de Atatisi. Știm cu toții că după 26 iulie 1921, în dreapta Tisii au rămas 11.000 de români. Pentru majoritatea de atunci, toți au crezut că cei 11.000 de români s-au dizolvat și vor dispărea. Și s-au hotărât problemele Maramureșului odată cu dispariția lor. Astăzi, în Transcarpatia, locuiesc în jur de 50.000 de români, majoritate compact, care la ultimul recensământ petrecut în 2001, majoritatea românilor, 99%, au declarat limba română ca limba maternă. Dacă ne vom uita la comunitățile istorice din jurul României, vom vedea că cea mai stabilă comunitate istorică românească din jurul României este comunitatea din Transcarpatia. De ce? Este o comunitate în creștere care de la 11.000 a ajuns la 50.000 de români. O comunitate care a declarat că este aproape de neamul românesc prin limbă, prin tradiție și prin obiceiuri. Ceea ce nu se întâmplă în alte comunități, dacă comunitatea din Ungaria a fost declarată că au rămas 250.000, astăzi abia de sunt 5.000 de români, mă rog, și acei declarați ca români. Atât și în Ucraina se observă astăzi această comunitate din Transcarpatia. Dacă ne întrebăm cum s-a păstrat, istoria, obiceiurile, tradițiile, limba. Am avut diferite perioade în diferite țări, dar toții s-au străduit ca să-și facă prin diferite legi ca cei 11.000 de români rămași atunci și cei de astăzi, printr-o pricină sapântată, să dispară. Cu cât s-au pus mai mari eforturi împotriva românilor, cu atâta ei au rezistat și ba chiar mai mult. La un timp oarecare, românii în Transcarpatia au devenit o parte foarte pozitivă în ceea ce privește transcarpatienii. Anul trecut am dat un interviu la o publicație online, Varoș, de la Ușgorod, unde Transcarpatia a fost denumită ca un mare buchet de flori și în acel buchet fiecare minoritate, că suntem în jur de 100 de minorități, are o floare, prin de care suntem și noi în acel buchet. Niciodată nu s-a pus întrebarea înainte, în ceea ce privește limba sau discuțiile etniilor din Transcarpatia. În secolul XVII, marele istoric al Transcarpatiei, Ioan Lușcai, a spus așa despre români. Românul, de câte ori se întâlnește cu altă etnie, repede găsesc limba cu care pot comunica și niciodată nu se întreabă că de ce naționalitate sunt. Când ne gândim, așa a fost și crede că așa și va fi în viitor. Dacă ne uităm la perioadele istoriei prin care a trecut românii în Transcarpatia ultima sută de ani, pentru noi, într-o măsură oarecare,
cea mai pozitivă a fost perioada sovietică. Nu ne este rușine să spunem că perioada sovietică. Perioada sovietică ne-a construit școli în limba română, ne-a dus cadre. Când în 1953 s-a pus problema ca o școală, ca românii din Transcarpate să aibă prima școală medie după război, s-a pus tot efortul ca Lapșa de Jos să fie deschisă prima școală medie cu predare în limba română. Dar nu au fost cadre. Stând de vorbă cu directorul de atunci, mi-a spus că cât de greu a fost să apeleze la structurile centrale ale Uniunii Sovietice ca să fie trimisă cadre în zona noastră, adică să fie trimis la Lapșa de Jos. Și atunci s-a primit hotărârea și au fost trimise cadre, atât din regiunea Odessa, regiunea Cernăruț, Republica Moldova. Astăzi, dacă ne uităm la colectivele pedagogice din școlile noastre, vedem peste tot că sunt foarte pestrițe, adică cu români în diferite zone. În 2008 am fost prin întâmplare la monitorizarea regiunii Odessa, adică a comunității române din Odessa, cu o comisie guvernamentală, și am fost într-o școală, satul nou, în regiunea Odessa, lângă Ismail, și s-a apropiat o profesoară în vârstă și a început a plânge. Și domnul Botoș, și eu am fost la voi la Apșa, am fost profesoară. Și de câte ori eram acolo, de fiecare dată ne adunam și cântam cântecele maramureșene. Și plângea cu lacrimi. Zice, cât dor duc de aceea zonă. Ne întoarcem astăzi la tradiții și obiceiuri. Noi sărbătorim Crăciunul 7 ianuarie, ca totdeauna, îl sărbătorim după biserica ortodoxă, canonică, rusă, unde aparținem noi românii din Transcarpatia și nu numai românii din Transcarpatia. Majoritatea bisericilor ortodoxe aparțin de Patriarhie Moscovei, Mitropolia Chievului. Ne întrebăm, pentru mulți pun întrebări, de ce așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat și noi am primit așa hotărâre ca să rămânem mai departe, că avem posibilitatea ca să ne păstrăm limba în biserică, adică să ne păstrăm limba română. Alții, de mult s-au străduit ca atât în biserică, acum trec la școli, peste tot, să fie limba ucraineană. Nu se poate de creat astăzi într-o țară din Europa un popor, o limbă, o religie. Mulți s-au străduit să facă lucrul acesta, dar nu niciodată nu s-a primit. Cu cât va fi depusă străduința din partea autorităților Saicova, cu atât mai multă drăzenie va fi din partea minorităților. Noi vedem ce se întâmplă astăzi în Ucraina. Când se vorbește, noi credem că nu se întâmplă, măcar că de acum este, că vor fi închise toate școlile minorităților din 2023. Nu se poate așa ceva să se întâmple astăzi când Europa declară pe fiecare om egal cu alte etnii, cu alte minorități. Noi credem că așa va fi. Dar până când nu se observă nici sprijinul Europei în ceea ce privește Ucraina în legătură cu aceasta. Dar mergem mai departe. Când vorbim de tradiții și de obiceiuri, da, în partea dreaptă chisii sau în Transcarpatia, lumea să se duiește ca să păstrează obiceiurile și tradițiile. Dar dacă le-am pune pe cântar să vedem, în stânga chestii, unde este o țară, sunt structuri de stat care se ocupă aceasta. În partea dreaptă, chestii, în toată parte, practic, tot este binevol și tot este făcut de la suflet. Nu sunt alocați bani mari pentru cultură. Avem două case de cultură mai mari, care au făcut în perioada sovietică, atât la Biserica Albă, cât la Strântura, care ne-au rămas cadou. Și cu aceasta s-a terminat. Dacă în perioada sovietică, în fiecare localitate a fost un ansamblu folcloric, un grup folcloric,
în mod obligatoriu. Stând de vorbă câteva zile în urmă cu secretarul, postul secretar de partid de la noi de la Apșa, povestea, a fost chemat la Ușgorod și i s-a dat comandă. În timp apropiat, în toate localitățile unde a avut el putere ca atare a partidului, să fie format grupul folcloric. Deci când am venit la Apșa și am format grupul, primul în grup am fost el. Că din nou trebuia să demisioneze. Și așa, în mod obligatoriu, sovietici sau statul sovietic a fost interesat să se păstreze etniile. Grupul folcloric de la Apșa a ajuns până la pășenia de la Kiev și de la Moscova în acea perioadă. Clar că în toate localitățile, catalizatorul principal în păstrarea folclorului tradițiilor a fost vioara sau cecheră, zombura și doba. Nu se poate vorbi de un tradiții de obiceiuri maramureșene fără aceste trei instrumente. Câțiva ani în urmă am văzut cum să străduiesc, așa, prin voie sau necunoștință, era o grupă la școală din Plăiuț, un ansamblu de copii din Plăiuț, unde o profesoară, pe urmă, un profesor a fost din Moldova, Republica Moldova, profesor a fost ucrainean, să studia să facă folclor maramureșan la o ionică, un instrument ionică și cânta niște cântice de leagă, așa cum se cântă sau cum le cântă rușii. Nu. Folclorul maramureșan trebuie să observe peste tot că este folclorul maramureșan. Dar când vorbim de folclor, nu putem vorbi ca să nu vedem alături catalizatorul folclorului, ceea ce la zombră și dobă. Un exemplu recent, de Crăciun, am avut colindători. Și câteva grupuri. Da, una, ne referim la un grup de colindători de la Slatina, de Cior și de la Apșa de Jos, care au colindat. Noi am postat pe net colinda colindătorilor. Ce se întâmplă? Acea grupă care a fost pregătită, alături a fost cetele, zongurile și doba, în timp de 3 zile, a luat aproape 30.000 de vizualizări. A spart internetul. Nu se întâmplă în tot Maramureșul așa ceva. Dar, iată, fac. Alte grupuri, care sunt grupuri, colindă, e una. Dar, dacă ne vom strădui și, într-adevăr, vom păstra folclorul într-așa măsură cum a fost, atunci vom avea și rezultatele așteptate. Dacă în perioada interbelică, în fruntea satului, a fost preotul, a fost învățătorul, mă rog, atât în dezvoltarea ca atare a comunității, astăzi vedem că nu le avem pe cele. Nu avem... Eu am fost acum anul acesta la festivalul din Negrești și am avut o bucurie, festival de date în șubiceri, că în fruntea fiecare, majoritatea grupurilor erau preoți. La noi, nu. La noi nu se întâmplă așa. Noi astăzi, de Crăciun, copii la comunitate nu am avut. Școlile s-au înlăturat, își rezolvă problema lor, bisericile își rezolvă problema lor pe teritoriul bisericii. Nimeni nu a spus să pregătească un grup de copii să iasă cu ei la colindă. Clar că s-au modernizat și, mă rog, apșanii noștri, că le este rușine. La mulți le este rușine să colindea. Dar de ce le este rușine? Că pe parcursul anilor, în educație, au lipsit paginile acelea care au fost legate de tradiții și de obicei. Dacă în perioada sovietică mai copiii erau alungați, dar totuși, cu cât se străduiau profesorul din școli să-i abată pe copiii de la colinde, cu atât mai tare copiii colindau. Și de aceea am fost și eu. Totdeauna le așteptam cu drag sărbătorul de Crăciun, mai ales. Și cealaltă sărbători. Că colindam toată sala și toată noapte. Poate astăzi, la noi, în dreapta Chisii, în Maramureș și din Transcarpatia, nu avem atâtea cadre, nu avem specialiști care să lucreze
renașterea tradițiilor și obiceiurilor. Unul obiceiuri, măcar că ele se păstrează. Nu avem acei specialiști. Nu avem acei specialiști din motive poate financiare. Că nu sunt prevăzute, practic, nici într-un buget, dezvoltarea culturală pe primării. Dacă la Sighet, am văzut pe domnul primar, că din bugetul Sighetului 32% din buget se folosește pentru cultură, la noi, mă rog, practic nimic. Câteodată se alochează ce au bani pentru cultură. Dar, dacă nu-s casă de cultură, nu-s nici directul la casă de cultură. Dacă Vasile e directul la casă de cultură, în localitatea lor, e foarte bine. Nu avem nici profesori care să fie finanțați și să ocupe în direcția aceasta. Noi avem greutățile noastre. Totul se menține la suprafață prin bunăvoința și prin entuziasmul oamenilor. Cinste și onoare lor la cei care se străduiesc să facă aceste lucruri. Poate va sosi timpul când cei din stânga Chisii nu le-a fi rușine și ori trece mai des la noi în dreapta Chisii. Că eu cred că de aici care sunteți în sala de aici sunt și de cei care niciodată nu pot să-mi transcarpați. În Maramureșul din istorie, din dreapta Chisii. Nu e rușine, că numai 60 de kilometri de aici până la noi și dacă îl iei copiii în școală, nu știu despre românii transcarpați. În 2007 am fost noi la o invitație, așa cum am ajuns astăzi la voi, la Satul Mare, inspectoratul școlar ne-a invitat și mai întâi când a intrat inspectorul șef către noi, mai întâi ne-a salutat, dorim să salutăm românii pe Valea Timocului. Unde noi de lată am strigat, pe urmă, doamna directoră de la cea mai bună școală din Satul Mare ne-a dus în școală și ne-a propus că să dăm întrebări la copii, că la orice întrebare ne răspund. Un medic la noi, un grup, a întrebat cine a câștigat război dintre Napoleon și Ștefan cel Mare. Toți copiii au rănit Ștefan cel Mare, fără să se gândească. Cu domnul Tăricianu, în 2003, am discutat jumătate de oră despre podul Tăsă Chisa. După jumătate de oră, a spus că el a fost acolo, știe unde e, este podul pe Valea Timocului și a revenit. Iată cum cunoaște istoria noastră. La o școală de vară, s-a trecută la Cluj-Napoca, acum cu Ion Agutăriu, președintele Academiei Române, atunci era numai academician Ion Agutăriu, am discutat tot manualul de istorie a copiilor din România. Dacă am găsit câte propoziție, două, despre românii în afară granițelor, a fost foarte bine. Dar majoritatea nu este nimic scris despre românii din comunitățile istorice. Nu mă refer la diaspora. Noi, cei din jurul României, noi suntem comunități istorice. Mulți ne încurcă cu diaspora. Diaspora, cei care au părăsit România și s-au dus de bună voie. În tatiță. America, Australia sau în tatiță. Dar noi suntem aici. Că am făcut parte din statul român. Noi, cei din dreapta Chisii, din 26 iulie, din 1918, 1 decembrie, până în 26 iulie, 1921, am făcut parte din legatul României. Cu aceleși drepturi cu care le are orice român din România. Da, istoria așa a fost. S-au cumpărat, s-au vândut și până la urmă fiecare a rămas la locul lui. Nu tindem să se schimbe frontierele, nu tindem să se schimbe nimic, dar tindem pe aceea că să avem mai mult comun. Doamna Natalia Lazar a vorbit de parteneriate. Am dorit niște parteneriate vii cu instituții din România. De fiecare dată de când ne întâlnim cu personalități, atât de gradul superior cât și de gradul mai josă, le propunem. Ar trebui de a da naștere parteneriate, atât între instituții, cât și între localități comune, începând parteneriat în frățări, într-o biserică, într-o școală, într-o instituție, dar să fie adevărată, nu numai pe hârtie. Pe hârtie sunt foarte multe câteodată, care nu au auzit nimeni de ele. Câteodată cineva le afișează că suntem înfrățâți noi cu o localitate. Nu au auzit nimeni, nici pe primarul acela, nici pe acela. Înfrățâri pentru proiectele transfrontaliere.
ne-am bucurat dacă s-ar iscăli și s-ar pecetuli așa protocole de colaborare. Noi ne bucurăm că noi avem, să zicem, parteneriate, nu parteneriate, legături prietenești sau sufletești cu unele personalități din România și mai ales Maramureș. E mare vedeță Maramureș. Dar dacă am luat și-am vedea, să zicem, pe departamente sau pe secție, secție de cultură, când nu pot să dea plătiți? Nu pot niciodată. Sau domnii, cum zicem, cum ziceți voi, domnii voștri, aceștia care vă conduc. E doar în cot. E rămâne din asta foarte pătrat. Doar în cot. Dar nu ar trebui să se întâmple aceasta. La noi s-a organizat foarte des ori festivalul. Atât festivalul de primăvară, numit Mărțișor. În 91 au fost 23 de ediții. S-a întrerupt. Odată s-a întrerupt în transcarpația festivalul cu război în Ucraina. Urmă din alte motive. Motive financiare. Că totdeauna nu s-au ajuns bani pentru festivalul etnofolcloric al românilor din Transcarpatia. S-au făcut zâlâie bune vecinătăți. Super de bune. Da. Totul trebuie să se miște mai departe, numai la masă, la pahar și la sticlă. Că noi câteodată ne oprim numai la pahar și la sticlă. Am dori, că demnitarii statului român, începând de acolo de sus și până ieșit de jos, să fie mai des la noi în Transcarpatia. Eu mă refer la Transcarpatia. Să fie mai des pentru ce? Să ne uităm la maghiari. E o comunitate de 170.000 de maghiari în Ucraina și tot peste o zi, câte un demnitar în Transcarpatia. E gradul zero. Am dorit și în Transcarpatia să fie și românii. În 2007, când a fost deschis podul Flatea Sigur, a fost Băsescu până în Slatină. Și de atunci, miniștrii mai au venit de la Ministerul Românilor de Pretutindeni. Am dorit să fie implicați copiii noștri, prin posibilitățile care sunt, cu instituțiile din partea stângă. Am dorit că cele două județe, Maramureșul și Satul Mare, să fie mai implicate în problema și în legătură cu România din Transcarpatia. Mă refer pe frontiera României. Cernăuțul, cu Suceava și celelalte. Noi am dorit cu aceste două județe, că sunt vecini. Dacă Maramureșul încă plus minus este aproape din noi, Satul Mare acum este mai departe. Legături bune au fost o perioadă destul de îndelungată cu Satul Mare și cu Negreștoarșul. Vedem cum va fi mai departe. Dar cele mai bune legături, astăzi le avem cu Bihorul. Cu Bihorul. De ce cu Bihorul? Pentru să-ți mai sufletiști, românii în Transcarpatia sunt așteptați să implică foarte tare instituțiile județului Bihor în legături. Că noi degeauna zicem că am avut o punte între Bihor și Maramureș, care a fost mănăstirea Pet, ridicată în 1391 sub Stavrul Pighie, care a extins puterea până la Bihor. Acum avem alte punți cu care ne străduim să le înnoim. Am dorit poate mai mult să avem legături cu celelalte etnii din România sau din județul Maramureș. O perioadă am avut bune legături cu comunitatea ucraineană, cu Satul Mare. Pe urmă s-au schimbat domnul și acolo și s-au întrerupt. Am dorit ca de fiecare dată când venim aici în România să se primească ceva concluzii în legătură cu problemele noastre. Și să fie dusă sau amintită fiecare instituție la nivelul ei. De multe ori ni se spune că să nu criticăm sau să nu spunem că s-au supărat. Eu cred că doamne, mine nu s-au supărat. Cu atât mai mult că eu totdeauna sunt în ritmul ăsta de a critica și de a arăta că ce vrem noi mai. Și ce ne-ar fi pe
de sprijin și de ajutor. Astăzi, noi am creat Muzeul de Istorie și Etnografie al Românilor din Transcarpatia. Un muzeu, un patrimoniu material mare. Este singura instituție de acest nivel pe teritoriul Ucrainei, instituție privată. De fiecare dată ne bucurăm când e oaspeții care vizitează această instituție. Interesul este foarte mare. Dacă anul trecut am avut vreo 3 televiziuni centrale de la Kiev, care au vizitat muzeul, au filmat cu filme, am avut grupuri din câteva orașe mari a Ucrainei, de exemplu Poltava, Harkov, Kiev, Dnipropetrovsk, care vin grupuri întregi de profesori și de studenți care sunt interesați să cunoască cultura românească, vin la noi în Transcarpatia. Cu părere de rău, n-am avut așa instituții din partea României. Mai din când în când vin cei de la București cu diferite filmări în zonă, da? Își fac filmările la nivel european. La nivelul european, știți cum se primește? Se primește așa, că filmează ceva și arată ce vreau ei mai departe. Am dorit ca comunitatea românească din Transcarpatia să fie expusă la acel nivel ca și românii din Sfânta Chisie. Să nu fie nimănui rușine ca să vină la noi să ne vadă. Noi încercăm, ne păstrăm și ne-am păstrat. Destul de bine. În toate localitățile românești, din Leapă Chisie, peste tot, se vorbește limba română. În familie se vorbește limba română. Românii sunt cunoscători de limba rusă, limba ucraniană. Nu este nicio pricină în ceea ce privește limbile sau limba de stat. Dacă în perioada sovietică a fost limba rusă, practic, dintr-o 100% de români, 99% au cunoscut rusă. Așa va fi și cu limba ucraniană. Pe parcursul anilor, vor cunoaște toți. Da. Dorim să mulțumim organizatorilor pentru invitația plăcută ca să fim alături de dumneavoastră la această întâlnire, care cred că nu este specifică, într-adevăr, cum a zis domnul profesor, că pentru studianți și pentru ceilalți să citească ce au standard. Noi ne-am străduit să vă povestim nestandard. Poate povestirile noastre nestandarde vor ajunge mai repede la suflet. Poate să încercăm de-o parte sau pe de-altă să cunoașteți comunitatea mai bine din diferite motive. Ori din motive pozitive, ori din motive negative. Tot să cunoașteți. Și vă invităm să veniți în dreapta Tisii, adică sau în Maramureșul din partea de Tisii, ca să vizitați comunitățile românești. Avem 13 școli, 2 predare mixtă, altă predare limba română, avem 6 biserici ortodoxe, 4 greco-catolice, avem foarte mulți martori lui Jehova. În fiecare localitate au câte 2-3 case, 4 case, 5 case, apșe de jos, 7 case, de rugăciuni. Avem biserică baptistă, va chiar nu mult. La sfârșitul anului 2019 s-a anunțat că în comunitatea de români numiți Golov va fi construită o biserică ortodoxă românească în acea zonă pentru românii Golov din Transcarpatia. Știți că cea mai înaltă natalitate românească din lume este în Transcarpatia, în satul Poroșcovo. Dacă în România se nasc un copil 2 în familie, acolo 12-14. Ba chiar sunt unei familii cu 17 copii. Astăzi este o comunitate la început de drum, să zicem la început de drum. S-au organizat destul de bine și sunt puteri
ci sunt oameni cu suflet care să sfăduiesc ca să sprijine și să dezvolte această comunitate. Avem în Transcarpați Consulatul României la Slatin, care funcționează din 2015, o instituție a statului român. Ne bucurăm că România au posibilitate ca să primească ajutorul consular aproape. Înainte ne deplasam la Cernăuți, acum suntem aproape. Și cred că în viitor, toate aceste instituții care astăzi sunt, mai ales că va fi reforma administrativă, se va schimba și privința culturii. De ce? Vor avea românii mai mari posibilități, poate să-și construiască casă de cultură, să aibă salariați care să lucrează în această direcție și să dai bunul Dumnezeu să ne întâlnim, să vedem după reforma administrativă care va fi anul acesta. Să prevede până la sfârșit de an, toată Ucraina va fi împărțită în comunități teritoriale, raionii vor scăpa dintre cele 13 vor dispărea, vor rămâne 4, noi din nou vor rămâne în raionul Tecel, adică raionul Rahov dispare. Era foarte bine că să și fost și raionul pus într-un raion, că atunci e făcea partea Maramureșului istoric sau al vechiului Comitat Maramureș din dreapta fizică. Vă așteptăm cu drag să veniți la noi. Mulțumim foarte mult! Acest tablou foarte generos, istoric-social-politic. Părintele Racovan urmează, vă rog foarte mult, fiindcă este contra cronometru și după aceea vom pune întrebări punctual pe ceea ce a discutat. Ce ne-a prezentat domnul Botoș. Nu mă împic, încerc de scuze. Da. Domnul Botoș, merg să-mi fac poze la pașaport și revin. Ca să-mi fac o vizită. Când am pașaport. Doamne. Și revin înapoi. Sunt planificat la 2030. Părinte, vă rog. Prezidiu, distinsul domnul, o să vă zic bună ziua și Doamne ajută. Atunci când auzim vorbindu-se despre Crăciunul bătrân sau Crăciunul pe stil nou, ne aducem aminte că aceste denumiri înseamnă tot același lucru. Deci nașterea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când Dumnezeu Tatăl a binevoit să-L trimită pe unicul Său Fiu în lume, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și venirea Mântuitorului, așa după cum știm din Sfânta Scriptură, au avut loc în Betlemul Iudeii, atunci când la cei cunoscuți, la rude, în Biclaim, nu s-a aflat loc de găzduire și a fost nevoit, așa cum a venit și a fost propovăduit, prorocit de prorocii Vechiului Testament, că va veni în chip smerit, acolo, sărăcăcios, în iesea din Betleem, s-a născut Mântuitorul. Acest decalaj între Crăciunul nou și vechi s-a datorat clădirii istorice, așa după cum reiese din ceea ce s-a scris și ceea ce s-a întâmplat. Adică acest declar de 13 zile, pe 25 ianuarie pe stil nou se sărbătorește Crăciunul nou, iar pe stil vechi se sărbătorește pe 7 ianuarie. Crăciunul nou își trage originea din secolul al XVI-lea, când, în anul 1580, la Papa Grigorie al VIII-lea, a văzut că nu este în concordanță calendarul existent cu cel astronomic, s-a văzut acolo un decalaj de 10 zile, iar pe urmă de 13 zile, și au adoptat noul calendar care se numește Gregorian, după inițiatorul schimbării calendarului. Cel vechi sau denumit calendarul Iulian își are originele lui încă înaintea erei noastre și mai precis în anul 46 înainte de Hristos, când împăratul roman Iuliu Cezar a adoptat acest calendar. Și acest calendar îi poartă și numele, pentru că
La vremea respectivă mai exista și un alt calendar care se numea calendarul egiptean. Așadar, până la această dată, până în secolul al XVI-lea, atât în Orient cât și în Occident, era folosit calendarul iulian. După această dată, unele biserici, mai întâi Biserica Catolică, a adoptat calendarul gregorian. Și acest calendar poartă numele de calendarul nou sau stilul nou. Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Cea mai așteptată sărbătoare de peste an, atât de cei adulți, cât și de cei care ne sunt dragi nouă, de cei care astăzi ne încântă inimile, de copilașii care așteaptă poate cel mai mult să vină Crăciunul. De ce? Pentru că atunci de Crăciun umblă la colindat, primesc dulciuri, primesc bani și sunt foarte bucuroși. Crăciunul este sărbătoarea familiei, pentru că Crăciunul sau nașterea Mântuitorului a pornit de la familia Sfântă, de la Fecioara Maria și de la dreptul și Sfântul Iosif, de la pruncul Iisus care s-a născut în Iesă. De aceea este sărbătoarea familiei, sărbătoarea iubirii, pentru că prin această sărbătoare Dumnezeu a demonstrat și și-a arătat dragostea Lui față de umanitate, față de omenire. Sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este începutul mântuirii noastre, pentru că ea este o sărbătoare a dragostei, o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare în care simțim mai mult ca oricând prezența Harului Sfânt în viața noastră. Dacă suntem copleșiți cu problemele zilnice, cu această viață tumultoasă pe care, din păcate, trebuie să o trăim astăzi, cu acest stres cotidian, această sărbătoare vine și cumva ne reașează pe făgașurile normale pe care ar trebui să fim, prin care să putem pătrunde și noi în taina din Betleem, prin care să putem simți și noi și să putem, împreună cu păstorii și îngerii, să-i cântăm lui Dumnezeu acel imn, slavă lui Dumnezeu pe pământ și pe pământ și între oameni bunăvoire. În acest sens, sărbătoarea Crăciunului pe stil vechi sau sărbătoarea bătrână nu este altfel decât cea a sărbătoririi Crăciunului pe stil nou. De ce? Pentru că nu există niciun fel de diferențe. Sărbătorim aceea sărbătoare numai la anumite intervale de dată pe care, așa cum v-am spus, au fost ele stabilite. Dar ne bucurăm noi, comunitatea ucraineană din România, din care fac parte, sunt preotul Vicariatului Ortodox Ucrainean, din Vicariatul Ortodox Ucrainean din România, care este subordonat canonic și administrativ direct Patriarhiei Ortodoxe Române. Suntem sub purtarea lor de grijă, astfel încât noi sărbătorim practic de două ori Crăciunul. Având rude, având prieteni români, rude prin alianță, mergem să-i vizităm, să-i colindăm de Crăciunul românesc și ei vin de asemenea să ne colinde și de Crăciunul nostru ucrainean. Crăciunul bătrân, așa cum a amintit domnul Botoș, așa au sărbătorit ei dintotdeauna, Crăciunul bătrân. Așa sărbătorim și noi aici, în stânga Tisei, pentru că așa au făcut-o înaintașii noștri. Și istoria noastră a fost tot așa de zbuciumată și tumultoasă ca și a românilor de dincolo de Tisa. Dar, ceea ce vreau să amintesc aici, că noi, ucrainenii, prin înaintașii noștri, prin bunicii, prin străbunicii, prin părinții noștri, am primit acest sfânt tezaur pe care l-am dus mai departe și pe care îl vom duce cu siguranță și îl vom păstra, îl vom transmite generațiilor care vin după noi. Să știm cum să sărbătorim Crăciunul, să știm cum să umblăm la colindat, să știm cum să învățăm copilașii să colinde. Pentru că s-au păstrat obiceiurile, tradițiile
sărbătoririi Crăciunului au mai multe aspecte și nuanțe. De exemplu, să amintesc despre sărbătoria Crăciunului că în prag de Crăciun, atât copiii cât și adulții mai de mult se adunau într-o casă unde învățau colinzile, unde repetau. Pentru că cu acea colindă urmau după aceea să umble pe la casele oamenilor să colinde. Acest lucru o fac și copiii din ziua de azi. Se adună, învață, repetă și merg la colindat. S-au păstrat frumoasele obiceiuri ca pregătirea pentru Crăciun să fie precedată de perioada aceasta de pregătire sufletească a postului. Când în acest post, el fiind mai blând decât postul de dinaintea Paștelui, pentru că avem zile cu dezlegare de pește, în aceste câteva sărbători care sunt pe parcursul celor 40 de zile, de exemplu, intrarea Maicii Domnului în biserică sau de Sfântul Nicolae, sau în fiecare sâmbătă și duminică din timpul postului Crăciunului până la Ignat, se poate mânca pește. În această perioadă creștinii se pregătesc și în ajunul Crăciunului a rămas această tradiție care se păstrează cu sfințenie și astăzi, că aceasta este zi de post, ajunul Crăciunului, ca și la români de altfel, când încă se pregătesc cele 12 feluri de mâncare de post. Atunci când totul este pregătit, mai întâi gospodarii hrănesc animalele. În acest timp își fac timp ca să meargă în cimitirul satului, ca să aprindă o lumânare pentru cei plecați în lumea de dincolo. Și după aceea vin acasă, se pregătesc de masă, aprind o lumânare, capul gospodării spune rugăciunea și se așează la masă. După masă, după cina din ajunul Crăciunului, după aceea sunt așteptați colindătorii copiii și după copii adulții. S-a mai păstrat obiceiul biflainului, care din păcate și cu părere de rău, nu se pregătește în fiecare an, cum se întâmpla până nu de mult, pentru că din comoditate, tinerii noștri, așa încet și încet, nu mai vor să vină să fie participanți în biflaimul care prezintă printr-o scenetă, printr-o piesă de teatru, întruparea și venirea pe lume și nașterea lui a Mântuitorului în Iesa din Betleem. Biflaimul în localitățile noastre ucrainene a apărut undeva înaintea celor două războaie mondiale și a ocupat un loc foarte important în sărbătorirea Crăciunului. Bine conceput, a fost scris și format de niște autori care au rămas necunoscuți sau anonimi, dar tindem să credem că ei au fost ori preoți, ori cântăreți bisericești. Fiecare piesă, de la o localitate la alta, diferă, dar în special sunt în rolul principal îngerii, păstorii, magii de la răsărit, de asemenea și personajul negativ, Irod. Și în unele localități mai sunt draci care participă la această scenetă, dar acest biflaim se organizează, la noi, din păcate, anul ăsta, nu s-a organizat, din lipsă de tineri care știm cu toții să plecați mai mulți în străinătate. Anul trecut a fost biflaimul și în Repedea, sperăm ca în anii viitor să se mai organizeze. Toți colindătorii care colindă de Crăciun, fie ei copii sau adulți, așa cum a fost și mai de mult și astăzi, au fost cinstiți și omeniți de gazde unde au venit la colindat, mai de mult se dădea și la biflaim semințe, grâu sau curum, se dădeau nuci, mere și așa mai departe. Erau ospătați cu mâncare pregătită pentru prima și a doua și a treia zi de Crăciun, care era deja mâncare de dulce. Astăzi copiii sunt răsplătiți tot cu dulciuri și cu bani. Dar toți participanții se bucurau de această sărbătoare și de asemenea și gazdele care îi primeau. Sărbătorirea Crăciunului în comunitățile noastre ucrainene cred că este de o mare importanță, pentru că nu putem să nu fim promotorii acestor tradiții și obiceiuri care le-am primit și noi de la părinții și de la
bunicii și străbunicii noștri și mergem cu aceste tradiții mai departe. În unele localități se mai păstrează unele obiceiuri care în altele au dispărut. De exemplu, la masa de Crăciun, când se puneau toate bucatele, în cele patru colțuri se puneau sare ca să alunge duhurile rele. Sau se punea fân sau o tavă sub masă, ceea ce însemna ca gazda care sărbătorește Crăciunul să aibă bunăstare în anul care vine. Sau se lega cu lanț picioarele mesei în semn de înțelegere, de bună înțelegere și unitate în familie. Obiceiurile și tradițiile de Crăciun sunt obiceiuri care merită păstrate, merită studiată istoria și tradiția care s-a predat de la o generație la alta, pentru că, așa cum a amintit și domnul Botoș, avem o mare problemă, mai ales cu tineretul din ziua de azi. Tineretul nu prea dă importanță acestor sărbători, sau și dacă vine acasă de sărbători, atunci petrec mai mult, ca să spunem așa, lumește, uitând de biserică. În comunitățile noastre ucrainene, după cina din ajunul Crăciunului, toți creștinii mergeau la biserică. Slujba religioasă se face și acum și se păstrează. În unele localități s-a schimbat ora la care se oficiază miezul noptica din noaptea de Crăciun, dar în unele se mai păstrează la repede. De exemplu, ținem așa morții să facem așa cum a făcut-o înaintașii noștri. Și facem la 12 noaptea. Atunci toți creștinii se adună la biserică. Și la biserică, de asemenea, venea și viflaimul, unde, după terminarea slujbei, își prezentau piesa în fața oamenilor. Și după aceea mergeau iară pe la casă, la colindat, care nu erau pe obosiți, mai primeau. Dacă nu, reveneau la biserică în prima zi de Crăciun. După terminarea Sfintei Liturghii, iarăși prezentau piesa în fața oamenilor, după care plecau la colindat, colindau și noaptea și ziua, în timpul celor trei zile de Crăciun. Și astăzi, mai mult ca oricând, colindele noastre răsună în localitățile ucrainene, slăvindu-L pe Pruncul și Împăratul Hristos, atât în limba ucraineană, cât mai recent tinerii noștri au învățat și colinde în limba română, colindă și românește, și așa tradițiile și obiceiurile sunt duse mai departe. Ceea ce vreau să fac o paranteză acum la cele spuse de domnul Botoș și cumva ne compătimim reciproc, pentru că și noi, după anii 90, am simțit nevoia ca să ne ajute cei din Ucraina, pentru că aveam o acută nevoie de abecedarele, bucvarele în limba ucraineană, care au fost ele în școlile ucrainene, dar erau deja mult prea uzate pentru a mai fi folosite. Și cunosc foarte bine situația din Ucraina, pentru că am studiat acolo 8 ani și seminarul și Academia Domnicească de Teologie din Chiev, pe acest palavra. Am studiat seminarul la necanonici, iar Academia la canonici, așa că știu foarte bine situația divizării bisericilor din Ucraina și sper că într-o bună zi Dumnezeu, care este dragoste și unitate, să facă în așa fel încât biserica să fie una, să fie unită, să se unească, pentru că în orice țară trebuie să fie o biserică autocefală. Și aflându-mă în Kiev în anul 97, am fost delegat de către profesorul universitar Semeniuc din localitatea mea natală, care este profesor, a fost profesor universitar în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a făcut parte, a fost membru al Uniunii Mondiale a Dascălilor Profesioniști. Și a fost atunci, în 97, congresul, al cincilea congres al acestei Asociații Mondiale a Dascălilor Profesioniști și m-a delegat la acest congres cumva ca să ne spunem doleanțele noastre, ca să ne ajute cumva cu manuale. Bineînțeles că aceasta s-a rezumat doar la niște promisiuni și strângeri de mână, după care nu s-a rezolvat nimic.
În fine, după această situație, am mai primit o palmă din partea autorităților ucrainene, când la cârma poporului ucrainean s-a aflat președintele Victor Iușcenco. A avut loc o întrevedere oficială între cei doi omologi, pe atunci președintele nostru Traian Băsescu, când în perioada bobotezei, când am umblat preoții ucraineni cu boboteaza, cu Sfințitul Caselor, am fost mobilizați și adunați la biserica din Sighetul Mamasei, care este centrul nostru spiritual, ca să îl întâlnim pe președintele Victor Iușcenco. Și atunci a făcut cale întoarsă, spunându-i să care culoar deschis, noi l-am așteptat, am venit, ne-am silit, ne-am dat toată străduința ca să venim la Sighet, lăsându-ne toate cele ale noastre de la parohii și n-am mai venit la biserică. S-a întâlnit, bineînțeles, cu președintele Traian Băsescu, dar cu preoții, cu preoțimea ucraineană nu s-a întâlnit. Și vă dați seama cum ne-am simțit noi atunci. Bineînțeles că noi n-am cedat. Aceasta a fost un imbol pentru noi, că am văzut că nu trebuie să așteptăm ajutoare de nu știu unde, ci să ne ajutăm pe noi înșiși. Și așa am făcut-o, ne-am creat propriul drum și mulțumim statului român pentru că, într-o oarecare măsură, suntem avantajați de condițiile și facilitățile care ni se oferă și ni s-au oferit până acum, mai mult decât românilor din dreapta Tisei, de autoritățile ucrainene. Dar aceasta denotă faptul că noi trebuie să ne ajutăm singuri. De aceea ar trebui, așa cum ați spus, să creăm parteneriate. Eu îi mulțumesc domnului președinte al Fundației Ucrainenilor Văzuri din România, care a făcut parteneriate cu grupul, cu Asociația Pșiță, care a participat la diferite activități și evenimente organizate în Ucraina. Și sperăm ca pe viitor să putem face mai multe parteneriate în care să avem ce învăța unii de la alții. În încheiere, aș vrea să mulțumesc organizatorilor pentru prezența mea aici astăzi. Vă mulțumesc foarte frumos. Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați avut răbdarea de a mă asculta și dacă sunt câteva întrebări, vă rog frumos să mi le adresați, pentru că, așa cum a spus și domnul Mișulec, mai participăm și noi la unele evenimente organizate atât la noi, local, în țară sau în străinătate și o să avem un eveniment pe 9 februarie, care va fi în Lvov, în Ucraina, și avem o programare tot la pașapoarte. Așa că vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult și un an bine plecat! Care au tendința de a-și conserva extrem de bine acest patrimoniu cultural. Și știm noi că la bază stă scaunul acela bătrân cu trei picioare, adică limba maternă, credința strămoșească și tradiția. Și cele două comunități sunt astăzi aici de față și demonstrează tocmai acest lucru. Și ne bucurăm că prin intermediul acestor piloni creăm punți de legătură. Și acum îl invit la cuvânt pe domnul Vasile Popovici. A fost prezentat și de Părintele Racovan, am prezentat și eu anterior. Este foarte activ în această comunitate a ucrainenilor huțuli, extrem de activ în societatea civilă și dezvoltă multe proiecte culturale și sperăm noi să continuăm colaborarea. Bună ziua! Sunt astăzi aici împreună cu dumneavoastră, ești pe reprezentant al Căminului Cultural din Repedea și a Fundației Ucrainenilor Huțuli din România. Nu o să vorbesc mult, pentru că deja trebuie să ne încadrăm în program, doar aș vrea să spun că una dintre prioritățile Fundației este promovarea și conservarea culturii tradiționale a ucrainenilor.
Iar ca, pentru a putea atinge acest scop, este nevoie de resurse materiale. Și atunci, deci, scriem și implementăm proiecte culturale. Un rezultat al muncii noastre, de exemplu, se poate vedea cu una repede înființarea unui muzeu, unei colecții muzeale, care poate fi vizitat în orice zi, este deschis publicului. Am editat în parteneriat cu Asociația Abșiță din Ucraina un caiet educațional în care se vorbește despre Maramureșul istoric, de cum a fost până în 1918, că, după cum știm toți, în 2018 am sărbătorit acel eveniment, centenarul Marii Uniri. A fost într-adevăr un moment istoric, dar, vedeți, am vorbit numai despre unire. Dar foarte puțin s-a vorbit că acea mare unire, într-un fel, a produs și marea despărțire. Noi, ucrainenii, am rămas de partea, de o parte a Tisei, românii au rămas de cealaltă parte a Tisei. Ca o propunere de parteneriat, ținând seama și de faptul că Facultatea de Litere are o specializare de etnologie, invit studenții, profesorii, ca să putem să concepem un proiect, o idee de proiect pentru a putea face o cercetare etnoculturală pe cele două văi, respectiv Valea Ruscovei, unde trăiesc circa 22.000 de oameni, din care 98% ucraineni, și Valea Vișeului, unde sunt iar jur de 15.000 de oameni. Din păcate, aceste două văi, aceste zone au fost cumva, au rămas necercetate. Foarte puțini care au fost în această zonă să individualize, cumva să iasă, să fie ceva documente. Din păcate, nu există. Ieri am sărbătorit la repede, la Căminul Cultural, sărbarea pomului de Crăciun. Am avut prezenți la acest eveniment un trus de presă din Ucraina, din Ivano-Frankivsk, care au venit deja să realizeze, deci, o cercetare care va avea loc în aceste zone. Deci, un an de zile, deci în diferite perioade anului, o să vină și vor o să facă cercetări, iar la sfârșitul anului să putem să realizăm un film documentar despre aceste zone. V-aș ajuta și pe dumneavoastră, dacă puteți să vă alăturați la acest proiect. Aș vrea foarte puțin să vorbesc și despre activitățile din căminele culturale, nu numai din Repedea, dar așa în general, cunoscând situația, ce se întâmplă, după cum știm toți, aproape în fiecare localitate există un cămin cultural, dar în multe localități există doar ca imobil. Cultură nu prea se face. Și de ce nu se face? În fiecare cultural există angajat un referent cultural, iar acest funcționar care nu poate, în primul rând, nici nu poate să facă el de unul singur foarte multe, deci că nu are cum un om să știe toate, dar această persoană este folosită în alte munci, în alte activități decât cele culturale. Spre exemplu, registru agricol, asistență socială sau alte treburi. Deci nu se fac activități așa cum ar trebui să se facă. Din păcate, căminele culturale, cea mai mare parte, sunt folosite ca și săl de nunți, unde se mai pot face, sau mese cu diferite ocazii, în mormântări sau ostrii. Este trist, dar adevărat. Ce să mai spun? Deci, repet și lansez această rugăminte să ne alăturăm toți
ca să putem realiza acea cercetare etnoculturală. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă aștept cu mare drag în localitatea repede. Să vizitați muzeul. Da, s-au rostit multe adevăruri dure astăzi. De altfel, ne-am propus la candidat să nu legăm lucrări, pentru că toți aveam lucrări și probabil o să le și publicăm într-o revistă a facultății. Și ne-am propus să avem o discuție un pic mai liberă pe acest domeniu. Pentru că e nevoie câteodată să spunem lucrurile pe nume, nu să teoretizăm la nesfârșit. Nu? Sunt adevăruri dure, dar care cred că au ridicat niște semne de întrebare. Nu? Și primul semn ar fi cine nu are pașaport. Să vă faceți. Da. Trebuie să vedem, să-i vedem acasă pe românii pe limba. După cum vedeți, nimic nu e întâmplător. Am adus invitați români din Ucraina, ucraineni din România. Adică comunități care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi. Pentru că aparțin unor biserici care au semnat. N-au semnat. N-au semnat acel acord, nu? De trecere la calendarul iulian. Noi suntem pe neo-iulian oarecum, că nici noi nu suntem pe iulian propriu-zis, în întregime. Pentru că deciziile acestea nu au fost luate neapărat așa, dintr-o dată, ci toate deciziile au fost luate, consilii care au avut argumente foarte clare și unii au fost de acord, alții nu au fost de acord, ca întotdeauna. Da? Asta nu înseamnă că Iisus a născut de două ori. El se naște odată. Doamne ajută! Și nu înseamnă că se naște în fiecare an. S-a născut odată. Noi trebuie să ne amintim de această naștere și să sărbătorim. Ce-am vrut noi să înțelegem că, de fapt, nu suntem diferiți, ci suntem aceiași. Și că trebuie să ne înțelegem unii pe alții. Și da, venind din Mehedinți, mi s-a părut aiurea, chiar aiurea, să sărbătorești de două ori Paștele sau de două ori Crăciunul. Dar acum nu mi se mai pare deloc. Mi se pare chiar firesc. Până am ajuns, părinte, să-mi dau dezlegări singură la postul de Paște ca să pot să onorez vecinii catolici prin participarea la masa de Paște a lor. Vorbim de romani catolici. Pentru că trăim într-o comunitate cu multe popoare, cu multe minorități și trebuie să ne respectăm unitate. Iată, români și minoritate. Au vorbit într-o limbă română atât de frumoasă și atât de curată. Au vorbit despre sentiment românesc, nu? Și despre moșteniri, încât eu cred că ceva mai frumos decât să ne cunoaștem unii pe alții, nici că se putea, chiar dacă nu facem teoria hibridului stins sau aprins. Nu? Ce trebuie să înțelegem este că suntem aceiași. Și să încercăm să refacem dialogul de aici. De la înțelege că suntem aceiași și că putem să comunicăm. Sunt o serie întreagă de ritualuri străvechi. Pentru că Crăciunul este cu origini precreștine. Nu? Și creștinismul a venit și a preluat o serie de elemente.
Da, în Maramureșul istoric este atestată această legare a mesei cu lanțul și punerea otavei sub fața de masă, care se lăsa uneori până la Sfântul Gheorghe. Și din otava aia li se dădea boilor să mănânce de Sfântul Gheorghe. O relație foarte frumoasă între sărbători de astăzi, nu? Dar, și eu le-am văzut, de exemplu, în poemile de sub munte, încă am văzut acest ritual. Alegării mesei cu lanț și punerea otavei sub fața de masă. Dar în cercetările noastre am găsit și în Maramureșul neucrainian, să spunem așa, da? Deci iată că, de fapt, ritualurile sunt aceleași. Dar poate că, prin întrebările dumneavoastră, o să intrăm chiar în mai multe detalii. Între timp, însă, vă propunem o mică pauză, că e prea multă informație deodată, și invităm pe colegii noștri să ne colinde. Pentru că în program avem pregătit și un mini concert de colinde, totuși suntem sub semnul Crăciunului, o să invităm pe Coconii din dreapta Tisei să se pregătească și până atunci o invităm să-i prezinte și să se prezinte, da? Maria la bine că am spus să ajungem. Ne cerem scuze de întârziere, un pic drumul Măriț și Vama, dar bine că am susit. Eu sunt Maria Lacrimanti, de toate sunt învățătoare de dans tradițional la școala de artă din Acea de Jos și mai recent și președinta la Asociația Transfrontalieră de Etnografie și Artă. La noi, la școală, avem în jur de 150 de copii care, pe lângă instrumentalele, pian, vior, acordeon, fac și dans tradițional și avem și din 2011 și un grup folcloric de copii, Apșița, care la bază are folclorul și tradițiile și obiceiurile noastre de la noi din sat, de la noi din zonă. Din Maramureșul istoric, mai pe scurt. Un grup de copii destul de renumit la noi în zonă. Suntem de la un festival la altul, la multe ieșiri avem. Cum spunea domnul Botoș, că când a fost pe cel la colectiv mai de mult, că a fost și la Kiev și la Moscova, nu bine, noi la Moscova nu ducem pe probleme, dar și la Kiev și la București am ajuns și ne mândrim. Am cutreierat aproape toată România, de la Suceava, la București, la Timișoara. Am fost mai recent la filmări la TVR internațional, la Negreștoaș. Ce ne-a plăcut atunci, că am fost cu fetele care au absolvit deja școala noastră, dar mai au venit două care s-au cerut către noi, ca ce le-ar dori, că uite-te, toți au ieșiri, îmblă, văd, ne-au luat și pe noi. Păi, dar vine fetelor, au făcut niște repetiții și le-au luat, dar au fost atât de încântate. Și face tare mult asta treabă, că când scoți copiii de acolo, de la noi, și când văd ce înseamnă România, că să le spunem noi cu cuvintele una, dar când văd ei sânguși, simțăți păpteale lor, primire și ospitalitate, și îi întreb, v-ați simțit ca acasă? Da, și mai bine ca acasă câteodată. Îți primiți de fiecare dată care vine și mulțumim. Avem o colaborare tare bună și strânsă cu Uniunea Cuțurilor Ucraineni din România, cu domnul Vasile Popovici. Domnul Vasile, bună ziua! Eu am întrebat și n-am salutat pe nimeni astăzi. Și ce să zic mai? Să avem puterea să muncim tot mai departe. Acum, cu niște copii, că e vacanța iarnă și toți sunt care în lume, și o să colindăm două colinzi, atunci scurte. La pomile pomilor, pastorile domnilor, mare iarnă o picat, că ce ori îngerat, Dumnezeu i-o auzit, Dostaje do
vechilor e struțul feciorilor. Chiralesa, grâu de vară, și pân pot, și pân cămară, și pân tindă, și pe afară. Chiralesa, gazdă bun, hai, nu ne ține în drum, hai, vină cu lumina în prag, și ne pofte în cas cu drag. Și ne cinste, gazdă bună, numai cu țuică de prună, cam e vremea de urat, la fete de măritat, să au bărbați isteți, și coconi cu părul creți. E urat, am mai urat, ne cheamă ca în săra, la ocolele dumneavoastră, departe de casa noastră, să ajungeți mult Crăciun, ca sara din ea sara și ca sfânta zi de mâini. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, s-am venit din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul lung și-am obosit, drumul lung și-am obosit, de departe am venit, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și la și-am văzut și piața mamă, și-am văzut și piața mamă, pe care Marie o cheamă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Cum umbla din casă-n casă, cum umbla din casă-n casă, ca pe Fiul Sfânt să nască, la mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla-n jos și umbla-n sus, umbla-n jos și umbla-n sus, ca să nască pe Iisus, la mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla-n sus și umbla-n sus și umbla-n jos, ca să nască pe Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Vaje cerbul sus la munte, nimeni lume nu-l aude, nu mai doar Hristos s-a născut.
Sunt gazdă mare, noi venim din depărtare și am intrat a vă întreba, Slobodă-i-a Corinda? Să nu mă bagi în pământ.
Bănuiesc că aveați informații legate despre schimbarea calendarului iulian, gregorian și se poate vorbi foarte mult pe an, dar noi ne-am permis o abordare etnologică, nu una teologică. Nu asta ne-am propus, da? De aceea n-am vorbit prea mult despre an și despre concilii și concilii, da? Ia să vedem. Îndrăzniți. Da, vă rog, da. Să te prezinți. Mă numesc Nicoleta Pop, sunt masterian din anul 3 și vin dintr-o zonă folclorică foarte frumoasă, dar nu o să zic cum să încep un lucru foarte încurajator, deoarece în ziua de astăzi nu se mai păstrează cum ar fi trebuit ceea ce noi am primit de la strămoșii noștri. Și dacă îmi permite să iau loc, e mai simplu așa. Săpânța. Săpânța este cunoscută peste tot în lume și am emoții. Sunt bucuroasă să fiu din acea zonă pentru că e foarte aproape de cei din Ucraina. La noi mergi până în Sighet și treci podul și ajungi la... Din păcate n-am ajuns. Bucurie, mi-am făcut pașaport și sigur o să trec la voi că e păcat. Vroiam să merg acum de Crăciun, dar nu mi-a permis nici cum. Și zicea la un moment dat domnul Ion Botoș, îi spun la mulți ani că la noi a fost Sfântul Ioan, sănătos, că au colindat un grup de colindători din Slatina. Bucurie mare pe mine că și la mine a fost chiar de Crăciun și am rămas profund impresionată de ceea ce au colindat. Cu atâta bucurie și cu vestea de a aduce colindul lor la noi în România. Ceea ce mi-a rămas așa în suflet, faptul că ei folosesc instrumentele de la o fragedă vârstă, chiar am văzut recent un filmuleț, unde un copilaș, așa cu asprime dădea pe doba aia, ziceam că la un moment dat o sparge, dar sunt învățați de mici să fac acest lucru și ceea ce e foarte bine. La noi, în schimb, din păcate, s-a pierdut în cea mai mare parte colindul. Nu chiar așa de mult, încă se colindă, dar, de exemplu, în ajunul de Crăciun se merge la colindat, copii, băieți, fetițe, vestezi nașterea Mântuitorului nostru și după, undeva de la ora 8-9, încep feciorii satului. Dacă e, din păcate, la noi, din câte am observat, când e Crăciunul, noi nu avem zăpadă. În schimb, la Crăciunul care se ține pe Ritve, e zăpadă. Soare nu ar fi un semnet. Probabil că ar fi. Igerul Bogotesc. Probabil de asta. Așa zic colegii mici. Și e trist că nu e o vreme foarte să fie gerul ăla aspru, să se îmbrace în portul tradițional din comună, că totuși avem un port frumos. Și vin la colindat. Dar, nu știu, parcă se pierde, nu mai au același interes. Chiar ziceam că noi, fetele, noi toți stăm acasă și așteptăm, dar noi nu ne bucurăm cum se bucură ei, că ei merg la fiecare casă, colindă fiecare fată din sat. Și în momentul în care au venit cei din Ucraina și am văzut cu câtă pasiune și bucurie că au ajuns la noi, chiar era așa un semn de întrebare, oare ai noștri, ce o să fie? Să facă. Tot așa, în a doua zi de Crăciun, fete și feciori merg la colindat. Încă mai merg, dar puține. Nu știu, acum în funcție de cum se organizează găștile, merg și femeile căsătorite cu bărbații, colindă de la unul la celălalt. Și da, și la biserică se merge, oamenii merg, încă țin. Dar... E păcat că nu se promovează. Aici ține de familie, de educație. Două comunități încă stau pe scaunul cu trei picioare, care e semnul acela stabilității al triunghiului capabil să țină lucrurile în ordine. Noi am ales să stăm pe scaunul cu patru și cinci picioare.
Și de multe ori pe alea trei le-am aruncat la foc și am rămas într-unul sau în două. Ideea asta de modernitate. Stăpânța știm foarte bine ce situație are. A devenit un brand turistic, din păcate nu corect, nu. Și problema de aici apare. Da, dar dacă în familie lucrurile ar fi mai puternice, pentru că ați văzut domnul Botoș a spus, în familie se păstrează lucrurile acestea. Dacă în familie părinții nu i-ar învăța că tot ce-i vechi e depășit și n-are rost să mai învețe, nu? Ci să fim altfel, să fim moderni până la Dumnezeu și o palmă mai sus, dacă se poate. Dacă am ști să ne respectăm identitatea și să ne asumăm cu tărie și vă mulțumim că ați ales acest masterat. Da? Da, eu am făcut oricum în alt domeniu, dar fiind acolo, trebuie să vă deconspir un pic. Identitatea este nepoata urmaș, celui care duce mai departe... Fica celui, uite, deja greșeam. Fica celui care duce mai departe cimitirul vesel, crucile și tot ce înseamnă acolo. Și noi ne bucurăm să o avem partener în echipa aceasta a masteratului numit Etnoturism. Pentru că încercăm să schimbăm puțin fața turismului din România, care arată rău și foarte rău. Dar trebuie să fim curajoși, că degeaba învățăm în școală cum trebuie făcut, și ne ducem și ne ia valul și facem ce fac cei. Nu? Așa este. Mulțumim, dar când te vei duce, va trebui să ai un cuvânt de spus. Trebuie să fim curajoși. Da, și întrebarea, dacă e și o întrebare, sau pur și simplu ai urmă să... Întrebarea retorică. Mulțumesc. Vreau să... Da, vă rog. Într-adevăr că ceea ce ați văzut, ceea ce ați spus, se păstrează la noi într-o măsură recarva, să zicem, mai mult, asfaltului. Copilul acela care l-ați văzut la televizor, copilul preotului Ilie, din Slatina, e doi ani, doi nișoare. Colindătorii, când au ajuns în casa părintelui Ilie, s-au întâlnit acolo în jur de 40 de colindători, o grupă mai mare și o grupă, să zicem, de feciori. Au avut planificat să stai 15 minute, să colinde și au stat în jur de 2 ore. Într-adevăr că un copil, după cum îl caracterizează toți, un copil foarte isteț, foarte deștept și foarte care îi place instrumentul ca atare doba. În toate localități și la noi e problema asemănătoare cu problema din Săpânța, dar în unii localități s-au păstrat, de exemplu, BFM, se păstrează atât la Topcină, cât la Stântură Băuțu, Plăiuțu. De exemplu, o Biserica Albă mai puțin, Apșa din Mijloc mai puțin, în diferite localități, așa cum a spus doamna profesoară, că unii se consideră de acum că au depășit mărimea maximă și îs deasupra la toți și se uită de sus la noi. Adică se uită de sus la ei, în ceea ce privesc tradițiile și obiceiurile. Mulțumim. Și încă una la noi, martirii lui Jehova, e o problemă, că sunt în jur de 70%, ei au fost, mi se pare, că cei care au început să, de una, să vândă ce au fost bătrân, cu pățoaie de masă, cu așternuturi, cu costumul, tot, au vândut mult. Și alta, o șters tradiția și nu recunosc până ziua de astăzi, că de fiind eu la școală și mai e câte unul și zice, fă-mi e învârtită, dar fără dobă și fără străgătură. Nu, eu zic, nu pot, cum să-ți fac ție învârtită, fără dobă, fără ceaieră, fără nu știu ce, cu ce? Cu saxofon. Păi lasă, zic saxofon, de la noi. Îți spun învârtită, dar nu de Maramureș. Și, dar ultima vreme, oricum avem tendința asta, că vedem câte un pic că lasă și copiii să începe așa că numai un pic să se ducă. Dar dacă le luau undeva la ieșire, îl lăsăm. Și plus de 2-3 ani, de când mai cu dansul a ieșit și dacă vin la mine ceva dans, decât să luăm ceva de după ocean, mai bine luăm ce de la noi.
Da, bine, poate mai simplu învățat-o de asta, de mânuri, o horă, dar oricum încep câte un pic și câte un pic. No, dar mai recent, zilele trecute, trebuia să copiii să facă un moment artistic la o nuntă, dar când au auzit că să fișcoie și un pic de strigătură pe dans, au zis că nu, nu-i voie. Păi zic, da, Dipcea, că e tradiție și obicei. Păi da, zic, oricum e tradiție și obicei. Și nu, am stat așa un pic de vorbă cu ei și le-am lămurit că în ce constă. Mai bine duceți voi ceva de undeva, din afară, că nu înțelege nici ce vorbă, să știe decât aceea ce e a nostru, a sufletului nostru. O să stai de vorbă și poate că să primească. Dă, Doamne, să primească că, ce zic, îți tare mulți. Și să mulțesc și noi care, cum zic ei, suntem cei din lume, suntem mai puțini, no, dar dacă le place cât de cât că ce facem și cu copiii, tare bine. No? Copiii acum la biserică au colindat în seara de Crăciun, de la vârsta de 5 ani până la fetele acum ce s-a demăritat la 17-18, au fost tare frumos, colindat de an. Ne-au colindat și pe noi, pe toți profesorii la casă, în ziua de Crăciun. Oricum, cât de cât, la noi mai are o formă de renaștere, că a fost o perioadă, dacă mă sunt seama când am voie mică, s-o colindat, nu că nu, da. Chiar și acum, trebuie să știi casa unde să te duci să te primească, că mărturii nu te primesc. Păi de asta copiii nici nu umblă poate peste tăsatul, că să duc la 2-3, la bunici, la văr, la nu știu ce, și colindă așa, mai restrâns, nu umblă cum se îmbla cândva de lungul satului. Da, aici, oricum, cum a zis și doamna profesoară, trebuie curaj. Trebuie curaj. Trebuie să spui copilului, uite, te duci, eu te las. Ca și cum, nu, dacă copilul meu, dar să-i spui. Rușinat, oprins, curaj, da. Și când a fost seara târziu, mai unde să ducă să colind, deja, și la a doua, a treia zi, unde n-o trată tot colindat, apoi cred că o să prinde și cei mai mulți. La prind, noi, tot cât așa, cât avem pe Irina și Poptoniuț, probabil, nu știu, da. Au încercat să fac un ansamblu cu copii și chiar au reușit. Au mers la ceva spectacol recent și au luat trofeu, ceva concurs la Bihor sau Noradea. Și chiar e foarte interesant că au găsit niște copilași mici care cântă la instrumente. Toți sunt de aceeași vârstă și sunt chemați și încearcă din răsputeri să promoveze cât au mai rămas. Pentru că avem un folclor autentic. Și din păcate, noi influențăm comunitatea românească sau comunitățile românești din jurul granițelor cu asemenea sau cu multe exemple. Pentru că modelele de costume care se perpetuează în comunități, tot de la noi au fost duse. E adevărat? Da. Da. Așa că noi trebuie să fim foarte atenți, în primul rând să cunoaștem semnificația, să ne educăm în acest sens și apoi să transmitem corect mesajul. Și pornind de la Crăciun, avem elementul de patrimoniu cultural imaterial, colindatul de ceată bărbătească. Este pe lista UNESCO, la nivel mondial, la nivel al patrimoniului umanității. În primul rând, avem mândria aceasta de români, că am pus și acest element acolo sus. Da, dar ce facem cu colindatul de ceată bărbătească? Noi aici am încercat să discutăm puțin despre categorii de colinde, despre grupuri de colindători, nu amestecăm lucrurile, avem colinda pruncilor, da? Avem colinda fetelor, avem colindatul mix, dar avem această colindă a feciorilor, a bărbaților, colindat de ceartă bărbătească, colindat ritualic, care are un profund caracter precreștin, este însoțit de muzică și dans, iar în zona Marea Mureșului și Noaș, zone foarte conservatoare, încă este atestat acest element de patrimoniu cultural imaterial. Bine ar fi să renască într-o formă sau alta. Pe lângă, e adevărat că avem și celelalte forme de manifestare, pentru că avem un tablou, un folclor extrem de bogat, da? Însă e bine să știm să facem diferență și noi suntem specialiști în formare și să educăm comunitatea în acest sens. Pentru că în media se promovează cu totul și cu totul alte exemple și noi, ca viitor specialiști, trebuie să facem diferența între ele. Și, cum spuneam, să influențăm pozitiv pe cei care preiau aceste exemple de la noi.
Nu putem să acuzăm și ei au trecut printr-o perioadă comunistă extrem de tristă, da? La fel ca și la noi. S-a pierdut oarecum contactul cu patrimoniul acela autentic, da? Perpetuat în comunitățile tradiționale. A fost patrimonializat sub forma festivalurilor, pe scenele cămilelor culturale, ale caselor de cultură. A fost o formă de educație în masă, și la noi, și la dumneavoastră. Da? Noi acum încercăm să refacem legătura cu strămoșii, cu străbunii. Și aici, la masă, am auzit părintele a amintit câteva elemente din acelea foarte vechi, de substrat, inclusiv a făcut referire la ritul moșilor și strămoșilor. Iată, când vom descoperi, vom redescoperi aceste elemente, înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Da, pentru că colindatul nu se reduce la a performa colinda în sine. Colindatul este un fenomen foarte complex, care începe de la a-ți pregăti casa de colindat și până la a aduce pe masă tot ceea ce trebuie. Dar nu ne lăsa să începem să vorbim, că o să vă spunem tot ce aveam pregătit să vă spunem. Până la urmă, vă rugăm. Se vorbea de Maria Ciceu, sunt masterand anul întâi. V-am auzit vorbind de comunitate, mă rog, de martorii lui Iehova, că sunt foarte mulți. Cum se implică Biserica Ortodoxă sau se implică Biserica Ortodoxă în comunitatea românească? Se studiază religie? Eu sunt profesor de religie. Se studiază religie în școlile românești? Din Ucraina. Din Ucraina, da. Nu. Sau preotul, că la noi, eu sunt din Cluj și la noi obiceiul, din județul Cluj. Obiceiurile s-au pierdut și la noi foarte mult și vin în Maramureș și mă minunez de câte ori vin aici ce văd și ce aud. Dar pe noi ne adună preotul, îi adunăm noi pe copii la școală, noi profesorii de religie, reînviem colindul românesc și încercăm cât de cât să îi aducem pe copii, să-i apropiem mai tare de tradiție, acum și la noi cât se poate, că la noi centru universitar mare, suntem tot felul acolo și... Este european. Da, da. Doamna, în ceea ce privește martorul lui Iehova, sunt câteva lucruri pozitive al martorului lui Iehova, care poate noi nu ne-am așteptat. În primul rând, au lucruri pozitive, că tot ce studiază, studiază în limba română. Tot. Toate manualele, toate revistele, toate sunt în limba română. Asta e unul, al doilea. Dacă ne referim la martor și ne gândim cu 20 de ani în urmă, pentru martor 20 de ani în urmă era o tragedie foarte mare să margă la nuntă. Să bea, să joace și tot ceva. Astăzi, ca noi, asta problema a dispărut. Nunțele care sunt mari, le organizează martorul Iehova, nu se desăvârșesc cu nimic de nunțile noastre. Eu, deseori, am fost la nunț a martorului Iehova. Da, au niște lucruri negative la nunț, că au împrumutat niște prostii din Europa, niște jocuri. Unul jidovăsc care l-a lucrat pe noi evrei în anii 30 și mai ceva împrumutat. Masa, la nuntă, nu se desubește nimic. Masă plină cu băuturi, cu tot celălalt. M-a întrebat odată cineva pe mine ce desubire e la nuntă. Zic, iese desubire la nuntă, că băut mai mult ca mine. În ceea ce privește participarea copiilor martorului Iehova la diferite manifestări, totul se schimbă. De exemplu, dacă la Apșa de jos încă nu e raiul, la 20 de kilometri la Băuțul Mic, de acum iadul. Că la Apșa de jos pot copiii să participe tot în martorul Iehova. La Băuțul Mic e categoric, tot e oprit. Știți, depinde și de substratul sau cu cât ne ridicăm la munte, cu atâta sunt mai creștini sau mai credincioși, mai credincioși ca Papa de la Roma. Dar, rolul ca atare, într-adevăr, poate că rolul ar trebui să-l joace și biserica,
și școlile în privința asta. Dar credem că într-o perioadă, mai plus minus 10-15 ani, se va nivela și mulți martori, toți români, nu americani și nu înțeleg lucrurile pozitive. Eu văd de câte ori vin martori la muzeu și se uită la muzeu cât de tare le place la muzeu, de lucrurile vechi, de întrebări pe diferite, de istorie, ba chiar mai mult. Mai mult interesează istoria neamului pe martor, cât interesează pe ceilalți. Ei au interes, să cunoască, să-și cunoască. Câteodată ai avut o plăcere să stai cu un martor să discuți istoria neamului, că îl vezi că vrea să cunoască. Da, a trebuit un timp care să așteptăm. Din păcate s-au îndepărtat de tradiție. Deci da. Limba o conservă, credința există, tradiția a dispărut și trebuie să renască. Nu accept eu văd și la școală. Nu cred că e cazul să există pe subiect. Diferența dintre tradiția apostolică și tradiția noastră a românilor, tradiția noastră. Asta e o temă foarte complicată și pe care ar trebui să discutăm o dată așa. Nu, ar trebui să încercăm să ne apropiem mai aproape, să cunoaștem o leacă istorie. După război, după al doilea război mondial, când știm noi că toți preoții noștri, greco-catolici, și au fost arestați și deportați în Siberia, bisericile au fost fără preoți. După o perioadă scurtă au fost aduși preoți în zona noastră, așa cum au fost la Slatina și la Apșa și în celelalte localități. Ba chiar mai mult, preotul nostru, care l-am avut în acea perioadă la Sântură și cu urmă la Apșa de Jos, a făcut din el președinte de colhoz. La urmă, românii l-au omorât. Au omorât, să zicem, pe preot, pe președinte de colhoz. Că nu a fost și politica. Acei care au fost aduși de sistemul sovietic, vă închipuiți că cum au ajuns și cum au fost aduși. Ar trebui acum să decurgă o perioadă destul de îndelungată până să vă crea alți prioți cu altă mentalitate. Că cei care au fost duși în Siberia s-au întors, mai mult n-au avut drept la muncă, nu au avut drept la muncă, toți au murit, care s-au întors, s-au murit în Siberia. Ceilalți care au fost aduși de comuniști au slujit sistemului, nu au avut interes să dezvolte ca atare nici tradițiile, nici obiceiurile. Astăzi, da, încep să apară preoți noi. Alta mentalitate, alta pregătire în România, pregătire în col. Și poate cândva va ieși preotul de bătrăitorul bisericii și s-a ocupa cu copiii, cu educația. Poate mă avea și religie în școală cândva. Ca să nu avem religie, nu se predă religie în școală. Poate cândva va fi și o materie numită religie. Până atunci că s-au avut școlile lor. În care loc a plecat părintele Rahovan, să vă spune experiența din comunitatea ucraineană. Doamna este dascăl, da. Doamna preoteasă. Poate simțiți acolo interes. Se studiază da. Și religie în școală, da? Și biserica, ați văzut că se implică extrem de mult în comunitate. Este caz fericit, bine. Pentru că, din fericire, noi suntem și parte a Uniunii Europene și avem această deschidere. Da? Această abordare. Vorbim despre unitate în diversitate. Respectăm, ne respectăm reciproc. Respectăm acest grup minoritar pentru că aduce plus valoare. Iarăși mă raportez la mass media. Este perioada Crăciunului, de rit vechi. Și ați văzut toate posturile de știri difuzează imagini de unde? Tot din Maramureșul istoric. Pentru că, iată, s-a prelungit sezonul sărbătorilor de iarnă. Datorită acestei comunități sau și acestei comunități. Pentru că atât de frumos și-a conservat patrimoniul și atât de frumos îl valorizează. Da, legat de religie, de predarea religiei, dacă îmi dați voie, în localitățile ucrainene, religia se predă în limba maternă și deci este predată, de exemplu, pentru ortodoxi și pentru penticostali, pentru că în zona noastră, deci nu sunt martori erovii, dar sunt penticostali foarte mulți. Și atunci, deci studiază, deci au doi profesori, deci unii... Asta este un lucru foarte bun. Un fenomen care, aș spune eu, deci, cumva este invers. Spre exemplu, în Ucraina, vedeți, toată lumea spune că vrea să înveți și este dornic să învețe limba română. Noi, ucrainenii, deja încet
dar cu totuși, cumva rapid, deja ne asimilăm. E normalizat. Deci dacă mergem, ascultăm de Crăciun când vin colindătorii, din puțin care mai vin copiii care colindă, cam 70-80% vorbesc de repede și poen Valea Vișelului este deja fiind mai aproape de frontieră, încă nu este așa, dar repede și poen cam 70% dintre colindători când zice vin și colindă românești. Nu prea vor, deci limba ucraineană, limba maternă nu prea interesată. Există un singur liceu și ăla va rămâne peste câțiva ani, deci cel mai într-un timp foarte scurt, va rămâne fără obiect. Nu sunt interesați pentru să studieze în limba maternă. Noi trăim în România, vom învăța, pentru că... Tot tendințe europene. Integrare și urmează asimilarea. Așa se întâmplă și cu românii plecați, nu? Da, cei da. Care formează diaspora. Unde e universitatea și... Dar asta e. Noi suntem aici să tragem semnale de alarmă și să încercăm să conservăm. Da, dacă îmi permiteți și mie. Da, domnule consilier județean, da, vă rugăm tare mult. Nu, deci eu am venit în calitate de bun român cu sânge de ucrainean. Sunt consilier județean în Consiliul Județean Maramureș. Sunt membru în Comisie de Cultură și Învățământ, culte. Și domnul Botiș mi-a dat astăzi o idee să consult colegii mei, pe domnul Ardelean, pe domnul Botiș. Și dacă voi mai face parte din Consiliul Județean, că în iunie vin alegerile, asta va depinde maramureșenii, să propun ca să facem Crăciun în Maramureș, începând din 20 decembrie până în 20 ianuarie. Și atunci românii din Ucraina să vină să colindă de Crăciunul românesc pe domnișoara de la Săpânța. Iar domnișoara de la Săpânța se colindă de Crăciunul de Rivnic pe maramureșenii de dincolo de Tisa. Ce frumos ar. Acest lucru o să propun în comisie și sper la început să fie făcut și un proiect de această temă. Pentru că știm foarte bine, cultura este foarte frumoasă, dar trebuie finanțată. Și aici vreau să mulțumesc dumneavoastră, românilor, pentru că ajutați cultura ucraineană foarte mult. Numai în calitate de consilier județean mă zbat. V-am spus, sunt bun român. Intrat în Consiliul Județean Videctiv Ucrainean, m-am zbătut ca un pic din banii alocați aceia de 1,5 milioane, vreau să spun 15 miliarde de pe cultură, să fie alocați și comunității ucrainene. Colegii au înțeles. Da, îmi reproșează mie pe partea alaltă, băi, Mișule, da, românii din Apșa nu primesc nimic. Exact așa. Este și astăzi am ascultat pe domnul Botiș, n-am crezut. Botiș. Când mă deplasez în delegație în Ucraina, spun la cei din Ucraina și le spun adevărul, că nu mint. Noi suntem ajutați. Și doresc ca și guvernul ucrainean să ajute și pe românii dincolo cât ajută poporul român pe minoritatea ucraineană. Ei îmi dau răspuns că eu sunt un om așa un pic, cam nu am, poate nici chiar cum simt. Spun ce gândesc. Ei îmi spun, la noi e război. Este război. Dar puteți să lăsați învățământul așa cum au lăsat rușii? Puteți. Dar nu trebuie românii să învețe ucraineană. Vă spun domnul Botiș exact ce mi se întâmplă, că eu conversez în limba maternă cu ei, cu primarii. Ei nu vreau să învețe limba ucraineană. I-am spus la primar, că îi spun Holove, dumneavoastră, la 60 de ani, la 50 de ani, ați putea să învățați ungurește? Păi nu. Păi nu trăim în Ungăria. Pentru români care au studiat pentru maghiar atâția 70 de ani rusa, este greu să învețe acum la vârsta domnului Botiș sau doamna Botiș, să învețe ucraineană literară. Și atunci trebuie să există o înțelegere
că noi recunoaștem, că voi zice, nu vedeți, că noi vrem să fim Ucraina singură și mare, noi vă înțelegem. Dar și voi trebuie, așa cum poporul român ne înțelege pe noi, și noi putem să învățăm, să ne rugăm în limba ucraineană, să facem facultățile, numai din păcate. Din păcate, spun că și eu am o singură fată, a terminat universitatea aici și a făcut din clasa întâia până masterat în limba română. Nu a făcut în ucraineană. Și aici de ce vă spun eu că Nicolae Mișulec și-a dat fata să-și învețe limba statului român? Pentru că am fost candidat la studii economice în perioada comunistă și n-am scris corect românește. Și am zis, de ce și fata mea să aibă această problemă? Cam am avut reproșul la comunitatea mea. Păi cum? Că... Eu așa am gândit. Că fata mea îi ajunge să știe să se roage în limba ei maternă și să socotească, iar altă comunicare trebuie să fie în limba statului. Așa am gândit eu, Nicolae Mișulec. Probabil alt părinte ar gândi altfel. Eu și eu regret că nu știu să scriu corect literar în limba maternă. Nu este frumos să nu știi limba ta maternă. Mai ales dacă ai posibilitatea. Domnule Nicolae, îmi cer scuze, dar comunitatea ucraineană din România, în primul rând, primește anual tot problemele culturii, 1.700.000 de euro. Exact. Comunitatea ucraineană în România are cot în Parlament. Și în jur de 60.000 pe toată România de ucraineni. Exact. 33.000 mai mult. În Ucraina, în jur de 450-500.000 de recensământ, dar așa în jur de 800.000 de români, nu au cotă în Parlament și pentru cultură nu primesc niciun bani. Asta e diferența. În privința studiilor, eu am făcut facultatea, după ce am terminat școala în limba română la Apșa de Jos, am făcut facultatea la Lvov. Am unul dumneavoastră, cred că știți că Lvov, că de unul a fost inima Ucrainei, dar știți de ce vă spun? Pentru că primele lecții de patriotism le-am primit de la ucraineni, la Lvov. Și ați făcut facultate în limba ucraineană sau în rusă? Mai mult a fost în rusă, perioada aceea, perioada sovietică. Și acum am avut o întâlnire cu colegii, după 40 de ani, după facultate, au pregătit o întâlnire foarte superbă de frumoasă și totuși m-am gândit că atunci, au fost 40 de ani în urmă, a fost într-un fel, că a fost o perioadă, să zicem așa, sovietică, mai loială în privința, acum ar fi dictatură. Nu. Așa a rămas cum a fost. Eu am discutat cu ei mai mult în limba rusă, noi am învățat limba rusă mai mult, dar și în limba ucraineană. Au rămas oameni civilizați în privința asta. E clar că au unele pretenții, mai ales către ucraineni. Că noi am avut un caz, că am fost eu cu un prieten ucrainean în Kosiv, în regiunea Ivano-Frankovsk, și cel a zis către mine să tac, să nu cer din magazin în limba rusă, că nu mi-o dă, să ceară ei. Și o leacă l-o blagoslovit, nu știu mă. Eu am mers și am cerut și femeia a răspuns foarte clar. Deci noi știm că tu nu ești ucrainean și poți să ceară în orice limbă, că nu avem o pretenție către tine, către eu am avut pretenție. Asta e viața. Da, este. Mulțumesc tare mult. Îmi cer scuze că intervin, îmi iau în serios rolul de moderator. Noi după aceasta vom merge la masă și acolo, într-un cadru și mai intim, putem să dezvoltăm toate subiectele acestea, dar acum, încă o dată, invit auditoriul. Eu am referat aici o față nouă și m-am dus și am întrebat, pentru că ne cunoaștem studenții și masteranții, da, și am văzut o față necunoscută și am întrebat de unde provine și cum de... Ne bucurăm că este alături de noi, da, împreună cu noi. Dacă aveți o întrebare pentru noi. Mă numesc Alexandru Ciolta, sunt student la matematică aici. Sunt din Bistrița. Am simțit din partea dumneavoastră emoție atunci când ați povestit despre obiceiurile românești și despre istoria poporului. Și vreau să vă întreb cum reușiți
să trăiți istoria, să simțiți emoție în asta. Pentru mine, de foarte mult timp, istoria a fost ceva depărtat de mine, folclorul iarăși ceva depărtat de mine. Aici mă simt un pic dezrădăcinat, un pic mai mult. Și sunt foarte curios cum reușiți dumneavoastră să vă trăiți identitatea și istoria românească. E un răspuns atât de greu. Dar o să-mi permit să încep eu. De aceea, acum mulți, mulți ani, am înființat aici etnologie. Am scris primul dosar de înființare acestei specializări pentru că am simțit nevoia să transmite această emoție a trăirii, identității și istoriei. Fiecare veneam din zone diferite, că am scris cu Clujul dosarul de etnologie. Dar toți aveam același rând. Maramureșul are nevoie de etnologie. Pentru că Maramureșul este o zonă în care lucrurile sunt frumoase. Asta nu înseamnă că nu peste tot lucrul este același. Bistrița, de exemplu, trebuie să știți că aveți o cultură extraordinară. Da? Eu așa am crescut. Deci eu nu pot să trăiesc altfel. Pentru că am trăit cu cultul respectului pentru tradiție, pentru tot ce înseamnă limbă, pentru tot ce înseamnă istorie. Tatăl meu profesor de istorie, mama mea profesoară de română, bunicul meu un învățător de ăla de viță veche care numai asta știa, să vorbească despre neam și popor, da? Deci pentru mine nu e niciun efort. Pentru studenți, mereu le dădeam exemplul copacului. Un copac fără rădăcină va muri. Noi avem tentația să tot plantăm copaci. Da? Să n-aibă prea mare rădăcină, că s-ar putea să ne încurce pe aici pe acolo. Da? Și observăm că tot tăind rădăcinile și punându-i în betoane, la un moment dat copacii ăia se uscă. Nu? Rădăcinile noastre trebuie să fie puternice. Cu cât rădăcinile sunt mai puternice, cu atât prezentul, adică coroana, poate să se dezvolte și poate apoi să creeze rodul. Mă bucur că sunteți de la matematică. Pentru că la etnologie facem destul de multă geometrie. Și ne stăm destul de mult în plan. Și dacă vreți, vă invităm la câteva din cursuri. Pur și simplu, să veniți și să dialogăm împreună. Da? Pentru tineri, la început e greu. Trebuie să recunoaștem. E foarte greu să reasume această identitate. Dar după aceea devine ușor. Devine ușor că încep să înțeleagă limba. Încep să înțeleagă că nu vorbești despre altcineva, ci vorbești despre tine. Și când încep să vorbești despre tine, să te cunoști, începe să devine ușor. Dar emoția nu o să o pierde niciodată, pentru că cel mai greu e să vorbești despre tine. Mulțumesc! Aș vrea să... Domnul studiant să adaug. Eu eram studiant în anul 2. Eu am terminat medicină. N-am avut nimic, nici cu istoria, nici cu etnologie, nici cu muzeografie. Și un profesor la Lviv, el era cu rădăcini din Transcarpatia, m-a luat odată în seminar la întrebări. Și mi-a pus câteva întrebări pe istoria neamului. Eu am terminat școala sovietică.
În școală sovietică niciodată n-am învățat eu istoria României sau istoria poporului român sau istoria ținutului natal. Nu a fost așa ceva. Noi am studiat istoria lumii întregi, numai am studiat ce de unde am provenit noi. Și după ce profesorul m-a examinat, a zis către mine să-ți fie rușine. Mai mult ca nota 2, nu meriți. Nota 2 a fost cea mai josă. Știți cum e? Ca și cum ți-ar da cu secure în cap. Un profesor de etnie, să zicem, ucraniană, pe istoria românească, te-a întrebat și tu nu poți să răspunzi la nimic. Și atunci îți pui întrebare. Oare nu merită ca să înveți și să știi? Asta a fost începutul. Și mai o întâmplare, tot la Lvov, era la terapie, era o profesoară, care ne marina, cum zicem noi, și ne mora. Odată, ieșind de la catedră, după ce am închis ușa, așa cum se zice, studiant în anul 3 eram atunci, am zis eu către mine singur, fără să mă audă cineva, zic să baja asta de unde ieșit. Și m-am dat jos. În momentul acesta, cineva de sus, mă strigă. Domnule, hai, când mi-a spus și m-a strigat într-o limbă pur românească, eu atunci m-am gândit că hai să zicem ceva halucinație. Că cine mă poate striga pe mine în Lvov, la catedră, în limba română. Și când m-am uitat sus, m-am dat cu ochii de șeful de catedră. Când am dat cu ochii de șeful de catedră, atunci mi-am pus semnul că nu termin în facultatea, nici terapie. Și m-a strigat frumos să mă duc la el. Și m-a întrebat, în limba română, care niciodată nu s-o știu, m-a întrebat frumos despre problemă. Și i-am povestit problema. Și a zis către mine, domnule, ia înainte, tu vei învăța terapie cu mine. Știți cum? Cât de mare plăcere ai cu un student, trebuie să studiezi tu cu profesor, cu șeful de catedră. Profesor? Nu. Și am studiat cu el. Am mers la catedră, am povestit și s-a întâmplat mult pe parcurs, că 2 ani de zile am învățat terapie. Când am mers la examen, eu și-o strâns pe toți membrii catedrei, că erau 20 de docenți și asistenți, și au pus pătă să șadă și le-au anunțat. Astăzi, eu voi primi examen la studentul Botoș în limba română. Aveți întrebări? Au zis ceilalți. Așa, duceau spamele mai tare ca studență. Nu, domnul profesor, și tăcătă mi-i trage biletul. Era acolo o grămadă de bilete pe masă și am luat în bilet. Ce scrie acolo? Păi, aceea ce zice. M-am zis să-l pui departe și amul vom discuta noi cu problemele noastre. Am povestit cu el în 40 de minute minimum, am povestit. După ce am terminat, nu ce-a fost scris în bilet. A, ceva. Eu nu am pomenit de terapie, problemele vieții. După ce a terminat, au zis către membrii de la catedră, către ceilalți profesori, zice, eu am dorința că să-i pun nota 5. Nota 5 era, eu n-am meritat nota 5. Nu, poate un 4, poate am meritat, poate un 3, da, un 5 era maxim. Aveți voi ceva pretenții? Nu, domnul profesor. Nu. Pe urmă, am aflat că el termina facultatea de medicină, în perioada interbelică, undeva la Suceava, a fost evreu, a știut limba română, a cunoscut-o literal mai bine ca mine, dar nu și-a dat drumul, a zis că atunci și-a dat drumul prima dată, după 30 de ani. Iată câte se pot întâmpla în viață de toate zilele în lumea asta. Dar nu mă pot să te... și sau mă rămurășul poate să se păstreze în așa stil, numai cu dragostea, ca altceva nu nimic. Eu am acasă, în muzeu, 10 radio-uri sau 20, n-am importat. Unul stă pe actualități. Și dimineață, la ora 5, îi dau drumul. Eu aud de sute de ori, se pomenește Marea Moroșu, Suceava și mai câteva județe. Dar alte județe din România nu se pomenesc. În legătură cu turismul, cu problemele, sărbătorile și toate celelalte.
De ce în Maramureș revin și vin turiștii? Pentru că încă ceva se păstrează și oamenii au dorință de a vedea și să iasă sânță. În Maramureșul din stânga Tisca, acolo eu, de exemplu, cunosc multă lume și am intrat la o pensiune, niște prieteni și întreb. Doamne, povestit 4 zile, vin de Crăciun, turiștii, 400 de dolari sau 500 de dolari, acolo 4 zile le dau mâncare, zice, câtă vreau, botură câtă vreau. Mă gândesc eu, uite ce om cu mine e gazda, dar cât poate bea și cât poate mânca? Nu poate bea numai normal. Că dacă îi dai la om liber să bea, abia un 50, n-abia mai mult. Zice, și ne-am făcut programul. Într-o zi duc la Bursana, în altă zi duc la Săpânță, în altă zi duc colo, colo, și le-am făcut programul ca oamenii să se simtă, turiști să se simtă bine. Dacă nu ar fi Bursana în Maramureș, nu ar fi Săpânță, nu ar fi altceva sau Sigetul, un Sigetul în orășel cu 10 muzee. La noi, în Transcarpatia, avem raionul Ticeu, care are 178.000 și noi nu avem un muzeu de stat în raion. Sunt câteva muzee private, dar un muzeu de stat nu. Să-l aducem pe turist, să-i arătăm ce se arătă. Mercedes-ul, toate prosiile astea, le vede și acasă. Și la Săpânța, și la Săpânța. La noi, la Apșa, este biserică, la 1561. Vin turiștii, și mai ales turiștii din Cioslovacă, vin deasor, și trec pe lângă biserica nouă și se duc la biserica veche sus. Și odată pe mine mă întreabă un om, măi, eu, zice, de ce toți trec în casa nouă, cât de frumoasă biserică avem nouă, și trec și se duc sus. Păi cum n-or trece să se ducă sus? Apșa de jos, în sat românesc, biserica e biserica rusească, înțelegeți? Biserica nouă, făcută, construită, mulți bani băgați în teren, mulți bani, e o biserică frumoasă, mulți bani, dar nu biserica noastră, nu biserica noastră. Turiștii se duc sus, la ce e veche? Văd, coboară jos și pleacă mai departe. Dacă orice ce nu s-ar fi în lumea asta nu ți-a părține ție, nu ți-a părține, atunci nu ieși și prețuit. Că turistul are tot acasă. Mă refer la lucrurile moderne. Am o vecină, eu, face business, foarte mare business. Și într-o zi au venit la muzeu 250 de profesori din România. Au s-a făcut congresul românilor pe aici, pe România, pe la Cluj, și-a trecut frontiera 5 autocare. Aceea întreabă pe altcineva, zice, ce le dă botul, ce le arată că e nicu? 250. Mă înțelegeți? No, și invidiul ăla că depășea pomul. Dar, ca atare, trebuie să aibă atragere. Cumpărăm sau achiziționăm obiecte din muzeu. Vine omul, pe urmă, care l-a vândut, care l-a dat, și se uită și spune, vai frumoasă aici la tine. Dar acasă nu. Majoritatea le distrug, le aprind, le vând. Prăpădul în casă îl fac nevestele. După ce ajung nevastă în casă, o mărit soacră, sofru, le scoate mergi cu grădini și le prind toate. Cu fotografii, cu obiecte, tot. Trebuie să mergem repede în teren. Până să înveasă. Mulțumim tare mult, domnului Botoș, și o ultimă întrebare. Da, mă numesc Dominican Claudiu, sunt din satul Checiș, de acolo de unde își are rădăcinile și domnul Botoș. Din câte am aflat, suntem neamuri. Eu atâta vreau să întreb pe toți membrii și să le mulțumesc că sunt aici și mi-aș dori să fie 10 de domnul Popovici, 10 de Unchiu și încă vreo 5, 6, 7 de domnul Bișulei. Da, la Consiliul Județean. Cred că și inclusiv noastră promotorilor care ați făcut acest eveniment. Singura întrebare e de ce când treci Tisa, toți vorbesc limba română și când mă duc la domnul Popovici în Repedia, toți vorbesc limba ucraniană, între ei vorbesc. Asta nu știu, mie nu mi se pare logic, adică românii de după Tisa îs mai români decât ăștia lați de peste da. Tisa. Da, pentru că aici avem minoritate ucraineană. Și trebuie să recunoaștem că minoritatea ucraineană își păstrează limba poporului gazdă mult mai bine decât oricare altă minoritate de pe teritoriul românesc. Ei știu o română curată, elegantă, dar între ei, și îi respectăm pentru asta, vorbesc ucraineană. Ei nu sunt români cum sunt cei din Ucraina. Sunt români, da? Și româna pe care o vorbesc este una veche, pe care ar trebui să o redescoperim și să facem studii aplicate, da? Pe când
cei din Repedea, poienile de sub munte, Valea Vișeului, da, sunt ucrainieni. E minoritate ucraineană. Da? Trebuie înțelese lucrurile și respectate în adevărata lor. Vă mulțumesc mult. Mare plăcere. Claudiu, da. Mergem la piață. De multe ori ucrainienii din zona centrală ne implică nouă că pe decenii în limba ucraineană. Mergem în Slatina la piață și poți să auzi vorbind în 20 de limbi, mai ales acum. Mai s-au dus anoși până în Europa, mai învățat italiană, mai spaniolă și toți discută. Și toți să înțeleg că când ajungi tu cu cineva să vorbești, da, păi treci la limba care cunoaște și tu și el și vorbești. Asta e cel mai mare plus, că oamenii nu au nicio pretenție unii față de alții în ceea ce privește limba. Fiecare cu limba lui, da? Limba comună care o cunosc. Asta e adevărul. Cu siguranță noi mai avem o limbă comună, tradiția, și tot ce s-a prezentat astăzi... Și că nu știm limba, ne ajută mâinile. Tot ce s-a prezentat astăzi este dovadă vie. Da. Așa. Și noi asta ne dorim. Ne bucurăm că am fost deschisă tot de drumul. Și dacă propunerea dumneavoastră va fi agreată, să nu uitați că a pornit de aici și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, iar să aibă loc la acea masă. Că ideea mi-a venit aici. Discutăm cu domnul Botoș. Mi-e teamă că te dați un miel, domnule Botoș, de parte. Vă mulțumim tare, tare mult pentru răbdare și... Cu acestea fiind spuse, vă invităm să vă serviți și cu cozonaci și cu alte bucate și mergem pe tot acolo.